stai să vă văd așa, referos să scaniem sala și după asta vă spun toți. Vă era doi de noi? Da. Și nouă de voi. Spuneți-mi, cine a mai fost la un masterclass despre psihologie până acum? Este cineva la primul masterclass? Puțin. Vinerea trecută, vinerea online. Webinarul. Webinarul. Da. Luați-mi. Cine întârzi în primul rând, spune poezii. Despre Paște. Știți? Suntem apropo. Să spuneți pe doi. Dumneavoastră urând și dumneavoastră urând. O poezie despre Paște și după asta v-ați luat împreună. Debinarele de vineri noi le facem cu trăinerii care transacționează pe conturi reale. Și acolo este nevoie de psihologie. Mai mult decât în general. Pentru că voi știți că în trading 30% este cunoștință și 70% asta este psihologie. De acolo vine totul. De asta și este necesitatea asta. Și cei care tranzacționează pe real, majoritatea sunteți cei care tranzacționează pe real, știți că fără gestionarea emoțiilor este complicat. De fapt, în asta și constă. Pentru că ceea ce noi învățăm, sau linii, nivele, trenduri, asta tot e foarte simplu. Și de asta își învață doar 3 săptămâni. Restul se învață o viață întreagă înainte. Deci asta este cea mai interesantă profesie care poate să existe. Nu știu, vreți, contrați-mă, spuneți-mi, poate alta e mai interesant, poate să fii medic, e mai interesant, poate să fii profesor sau nu știu, orice altceva. Dar eu cred că să fii trainer este cea mai interesantă profesie și ea poate merge paralel cu orice altă profesie sau orice altă activitate. Ca și altele, probabil. Adică asta nu este o profesie de azi pe mâine, asta nu este ceva ce noi am învățat, am făcut, am lăsat, s-au primit și am lăsat. Nu, asta nu poate fi învățat din start, nu poate fi învățat într-o lună, două, trei. Și astăzi discutam cu doamna și zice, cum e că îmi stăm în cap ca o melodie și spuneți dumneavoastră, trebuie să înțelegeți piața, trebuie să înțelegeți cum merge graficul ăsta, dar trebuie să auziți melodia pieței, până ca așa, dacă vreți să înțelegeți, trebuie să ascultați muzica, graficului, ca să o înțelegeți. Asta înseamnă să înțelegi piața. Nimeni, absolut nimeni nu poate să spună exact, teoretic, la nivel teoretic, prin cuvinte, ce înseamnă să înțelegi cum o să meargă piața. Ceea ce putem spune teoretic, în cuvinte, asta ceea ce învățați voi la practică. Nu, clar că mai sunt mulți care ne învățăm pe parcurs. Să înțelegem piața, asta înseamnă să o simțim. Și este mai complicat, da, ceea ce am vorbit în psihologie. Și o să vorbim în fiecare vinere despre psihologia traderilor, vorbim la webinare. De asta mie îmi place să ne duc, pentru că, să zicem, e partea mai complicată a tradingului, anume inteligența asta emoțională. Și am putea să vorbim, cred că, la nesfârșit despre asta. Nu să intrăm în detalii ce înseamnă psihologie, dar cine spune ca definiție? Dacă e logie, e știință. Da. Ce-i psihul? Oh, noi avem un psiholog aici în sală. Care să ne ajute. Da, știința despre suflet. Deci nu este fixă. Nu poate fi măsurată, nu poate fi calculată. Și încă o chestie foarte importantă este starea individuală, fiecare parte. Da? De asta, mă, dar spuneți-mi cum vă gestionați emoțiile. Și vreau să ne înțelegeți corect. Noi asta, Mihai, spune multe glume. Și avem multe desene amuzante, poate, de o temă care nu e amuzantă. Dar în asta și constă. Să poți să vorbești despre tranzacțiile în minus, despre bani, care poate nu sunt deja, sau poate sunt, sau posibil că nu o să fie mâine, dar tu să rămâi cu zâmbetul pe buze și să fii fericit, pentru că nu așa e fericirea. Banii noi facem. Este mai important să menții echilibrul tău interior, pentru că de acolo vine, deci starea noastră mentală, suntem sănătoși, suntem echilibrați, atunci când suntem bine cu noi. Adică dacă să zâmbim, o să faci analiza. Clar. Nu, nici când ce zbordem, asta e în alt moment, trebuie să fim foarte conștienți atunci când analizăm viața, să schimb tranzacții. Dar asta nu e un sens că nu trebuie să ne ieșim din minți. Și nu trebuie să fim, asta nu înseamnă trist, obsedat și deprimat, asta nu înseamnă serios. Și echilibrat. Deci sunt niște elemente diferite. De asta să nu ne judecați dacă noi să facem club pe tema asta. O să zic că trebuie să vă încărcați și voi pozitiv ca să mergeți mai departe limpim de fiecare deja 500 ani. Cineva este bereau, cineva este aproape, da, este la început, cineva este la un start. Cam puțin. Sunt trei de repede, sau nu? 1, 2, 3. Așa, spuneam să fac 5 minute. Deja, este mai puțin, da, suntem grea. Nu înseamnă că toți suntem din aceeași pală și o să înțelegem despre ce vorbim. Deci, da, psihologia înseamnă știința comportamentului uman sau cum percepem noi fiecare emoție a noastră și cum ne manifestăm fiecare emoție. Avem aici, voi toți știți de curba asta, așa? Inteligența emoțională. Noi vorbim despre dânsa la practică. Ați trecut prin toate valurile astea? Așa. Deja? Doamna Leona, dați o săptămână. Sau să mă întreb de câte ori ați trecut? De două. De două. Să ajungem aici. Deci, iată, partea asta, noi aici avem de lucru, da? Să evităm. Așa ne pare. Dar ca tare noi aici avem de lucru. Cel mai mult. Cred că asta este perioada punctului de maxim risc financiar. Și noi toți suntem oameni, avem emoții. Și ar fi bine, da? Să le manifestăm. Să manifestăm emoțiile astea pozitive. Bun, hai să le manifestăm cumva, numai nu în trading. Deci îmi pare rău să vă anunț, dar noi aici trebuie să fim, cum eu mai spun, la practică, nesimțiți. Nu trebuie să le simțim prea tare. Ele nu trebuie să ne afecteze. Ne bucurăm de alte chestii, de frunze, de caștani, erau numai ce mugă și acum sunt desfăcuți, de floricele, de copii, de aer curat, de primăvară, nu știu, de părăsări soarele și noi putem să respirăm și ne mișcăm de mâini de picioare. Dar nu de cifrele acelea. Astea sunt doar cifre. Astea sunt bani, astea sunt instrumente, hârtii. De dânsele nu trebuie nici de bucurat, nici de retrăitare. Înțelegeți? De asta aici încep toate problemele, în euforie. Atunci când suntem foarte încrezoți, dar totul merge bine, dar ei, dar eu sunt profi. Dar de ce nu? Dacă merge azi, să meargă și mâine. Deci, parcursul, hai să am început cu asta, dar n-am vorbit despre scopul masterclass-ului. Nu, scopul este că tare să conștientizăm. Adineul nostru de trader sună frumos. Caracterul nostru a traderului de noi, pentru că noi, cum am spus, suntem toți diferiți. Și dependențe de caracterul nostru, se formează și caracterul nostru de trader. Caracterul nostru de om, se formează caracterul traderului. Sunt câteva tipuri de trader și noi o să vă ajutăm astăzi să-l depistați, anume care e caracterul vostru. Și avem și ceva interesant la final, o surpriză. Cereașa de pe tort, tort vedem, dar o să avem, noi cereașa o să avem. Și o să facem ceva cu care noi o să vă ajutăm să depistați caracterul vostru de trader și ulterior, dacă noi știm că e curată, înseamnă că se poate ținat pe ea. Dacă e măzgărită foaia, atunci înseamnă că trebuie să luăm alta curată. Adică, în primul rând, trebuie să conștientizăm care este situația. În trafic, înseamnă că trebuie să fac, cum fac, să anunț că întârzii sau să găsesc niște scurtături ca să ajung la timp. Totdeauna, dacă conștientizăm clar situația, noi știm ce avem de făcut, căutăm soluții. De asta, nu putem să copiem pe nimeni. Și o să vorbim și despre gurul a pieței și despre unde și căutăm întotdeauna pe cineva care tranzacționează ideal, căutăm strategie ideal, căutăm dar cum eu să devin mai bun. Deci nu mai trebuie să conștientizăm cum suntem noi și să ne formăm propria strategie. Că degeaba copiem pe cineva, că nu o să putem să fim ca el. Nu, doar fiind individual, tu poți să fii de succes. Poți fi ești special. Noi fiecare suntem special și individual și de perfect în felul nostru. De asta scopul este să conștientizăm ce tip de trader suntem, ca ulterior să vedem cum putem să îmbunătățim fiecare situația lui personal. Și pe parcurs, deja structura voi o să o vedeți. Deci, știți că începem cu entuziasm, optimism, apoi începem nerăbdarea și cel mai rău e la euforie. Când credem că putem tot, toate tranzacțiile merg bine, nu dacă s-o primesc cu un rol, de să dau cu două ori și mai hai cu 5. Toți cred că ați trecut prin asta, da? Știți ce înseamnă. De aici încep toate problemele, mărim volumul. Dar aici care sunt problemele ca tare? Da? Până ajunge la anxietate sau ceea ce ne duce pe noi în anxietate, negare, și frică, și disperare și tot așa mai departe, astea sunt niște instincte naturale. Da, niște instincte, niște emoții care vin în mod natural. Și astea sunt trei păcate în trading. Dacă toți suntem în săptămâna paginilor, hai să ne mărturisim. Deci în trading sunt trei păcate grave. Tare, Mihai. Așa, speranța, teama, frica și lăcomia. Tare, Mihai. Pentru că ele, anume ele, ne duc la declinul acela. La cele stări care noi le avem acolo, deja în acel declin. Asta să schimbăm. Da, așa. Înainte aș vrea să mai adaug ceva la inteligența emoțională, ce reprezintă ea. E un echilibru. Este un echilibru dintre ce? Da. Da, dintre emoții și ceea ce este logic la noi. Noastră fiecare este dezvoltat în felul său. O mare parte din deciziile luăm datorită emoțiilor. De asta și era un citat vechi, sau pot să zic, nu citat, dar un postulat. Nu trebuie să promiți când ești fericit, da? Nu trebuie să iei decizii când ești enervat. De asta e valabil și în trading. Știți, parcă e special pentru trading, scris asta, nu pentru viața zi cu zi, dar în general, trading asta e un mod de viață. Așa că ar trebui să fiți atenți. Când ești enervat, mai bine lasă tradingul sau te-ai certat cu cineva viața zi cu zi, nu te duci acasă să deschizi tranzacții, să-ți calmezi instinctele. Sau dacă ești fericit și arăți de 2-3 profituri la rând, dar nu începi deja gata toată viața mea. Atunci o să avem așa, o să am ceva exemplu acolo la sfârșit, care o să fie... O să vă regăsiți, adică sunt sigur că fiecare dintre voi o să vă regăsiți într-un anumit, pot să zic meme, ar crea niște meme. Deci o să vă regăsiți fiecare într-o anumită situație și o să trebuiască să trageți concluzii, că nu ne-am pus numai de dragul de a vă simți bine, ok, m-am regăsit, dar trebuie să tragi și o concluzie din asta. Așa, deci aici am pus analiza SWOT, dacă ați auzit, despre acele prezentări. E o analiză care, de exemplu, când vrei să faci o analiză a unei companii, nu? Ce faci? Poftim? Da, poți să zici asemănările deosebire sau aici vorbim este explicat punctele forte, punctele slabe, așa, dezavantaje și riscuri. Adică și riscul care puteți să le avea, adică și avantajele care ai nevoie tu. Păi așa și o tranzacție, când ai deschis ce faci? Riscurile de start, ai analizat. Unde poți să te duci cu tranzacția aceea? Avantajele, ce profit aș putea să iau? Și punctele forte și punctele slabe, aici intră. Punctul forte, spread-ul mic. Punctul slab, marja e mare. Iar punctul slab, contul, trebuie un instrumental. Și e că te adaptezi în dependență de situația care o ai. Și e că ai făcut logic. E emoțional. Emoțional și trebuie să fii interior stabil. Când e decizi, nu de asta că mie euro-dolar îmi place. Nu contează, îți place, nu îți place. Trebuie să fii decizi în acel moment care instrument este mai potrivit. Și că asta, dacă ați găsit echilibru în aceste două, da? Și la înceară să-l găsiți într-un echilibru, voi să aveți un rezultat. Nu o să fie echilibru. Aici nu merge faza că dacă e mult emoțional și îți compensează una pe alta, nu merg ca poaftele, și trebuie să fie echilibru. Nu merge ca mai mult capacitate în domeniul ăsta, aici nu prea și îți compensează și ajung la un rezultat. Nu. Deci trebuie și echilibru. Deci să spunem că nu, cu bărbații mai mult rațiuni și la dânsi se primește mai ușor. Bărbați spuneți, mie la intuiția mai dezvoltată și la dezvoltare și mai ușor. Să fie spus, dar eu țin cont de intuiție mai multe, da, mă conduc după rațiune, dar totuși am știut eu că trebuie să ne ascult intuiția, că intuiția mi-a spus așa. Trebuie să luptăm un pic și să vedem unde găsim echilibrul ăsta, dar până la urmă iarăși să vedem unde fiecare capacitățile lui. Și dacă într-adevăr instinctul sau cel de-al șaselea simț ne spune ceva, și vedem că tot avem dreptate, odată, două ori, 10 ori. Poate ar fi cazul să-l ascultăm, când asta își considerați, noi că tare avem, da, asta înseamnă a psihologie, noi avem mai multe simțuri, noi avem un simț interior pe care oamenii nu prea țin cont de dânsul și nu îl dezvoltă. Dar el este, e același ca pipăitul, ca văzul, ca auzul, e același simțul ăsta în interior. Și dacă îl dezvoltăm și el este puternic, el e mai puternic decât celălalt. Și dacă el o să poată conduce creierul nostru, asta o să fie perfect. Adică să dai semnale, la fel ca și fierbinte sau înțepătură, dacă dai semnal la creier de protecție, Exact așa, inteligența noastră interioară sau sentimentul ăsta de interior ne dă semnale și dacă noi reușim să le percepem, creierul, și pui creierul la treabă, îi dai funcția. Așa trebuie făcut. Atunci asta este foarte bine. E, atunci s-au găsit echilibru, adică toate trebuie să le ascultăm. Aveți vreodată situația asta când grafic, nu știu, ai văzut o creștere sau ai văzut un instrument și te-ai uitat din vizual, din start. Și prima impresie ai zis că parcă simt că ar trebui să meargă într-o direcție puternică. Adică simți că ar trebui să ai o gădere pe grafie, dacă nu poți gazul, e pe maxim, da? Parcă simt că ar trebui să faci ceva, dar nu-i trebuie să-și acțiuni. Adică tu ai avut un impuls, dar nu ai ținut cont de el, adică s-o șoptit cineva parcă, dar nu ai ținut cont. De ce zic asta? Prietenul meu, tot e Mihai, el de multe ori asta când mă contactează și zice Mihai, și părerea despre asta, eu am impresia că ați duc într-o anumită direcție și îmi spune. Dar nu, de multe ori nu te prinde acțiunea. Și trece pasă și zice, băi, am să schimb tranzacție și n-am zis, și frumos s-o dus în direcția care trebuie. Da. Și de multe ori scos și el se enervează. Trebuie să mă străd odată și odată, ca să mă pot asculta interior, că e ca îmi spune, dar eu prost nu țin cont de cine și îmi spune. De asta nici nu sunt de multe ori rezultate. Asta nu e magie. Asta e pur și simplu conexiunea dintre șansele simți și creierul nostru. Asta nu înseamnă că e magie sau universul șoptiv. Da. Așa, și dacă tot am zis de păcate, aici sunt cam trei păcate care sunt cel mai frecvent întâlnite. Nu sunt cel mai frecvent întâlnite, dar sunt și cel mai des utilizate sau așa, să mă exprim corect, speranța. Dacă o să încep speranța, ce este speranța? Atunci când ești Rusia, dai profit și îți duci acolo. O tranzacție, de exemplu, bai, dar de aici îți duci și tot sperăm ca să fac la fac. Sper că eu o să vin acolo unde vrei tu. Noi întotdeauna credem în speranță. Zi că ai o speranță. Hai că zi, nu, așa zicem pentru că așa a fost implantată speranța. Te gândești. Speranța. Sper că să ajung acolo. Sper că să reușesc la timp. Sper că încolo, sper că încoace. Dar asta e... Conștientizez că am slab șansă, dar sper. Îți mai dai două șanse. Te uiți la ceas, te uiți când e ședința, sau te uiți la ceas, te uiți când ai întrevederea. Păi sper, și minuni îți facă, dacă 5 minute până să încep ședința, dar tu ești în Budian, de exemplu, cap și al de oraș, și speranța, ești mult, dă-i mașinile într-o parte și mergi cu cer și vrei să faci. Nu, gata, nu mai e speranță, și logic, că aici iară, trebuie să aduci la echilibru. Lucrurile. Da, eu înțeleg că aici de domnul, ce că așa în tranzacționare. Și speranță, dacă vezi că îți duci și tendință ascendentă, tot dai să nu și speranță să-ți mai faci în acolo, și-ți faci, și acum trebuie să și-ți faci. De asta, dacă au fost luat în direcția greșită, gata, trebuie să interprinzi o acțiune. Și vezi că împlinzi acolo și faci, interprinzi o acțiune, lua telefonul și-i suna. Nu, asta nu e și mai bună variantă, dar măcar aduci nici timpul înapoi. Eu mă rețin cu 10 minute, întâlnit, sau mă rețin, dependență de... Așa, și vezi mai departe. Tranzacționarea nu prea și nu suna. Da, e ce își reprinde. Eu, la mine soțul mi-a spus că ce ține sunt soarele grafică, să vezi că eu tot așa stau unde mă priesc, de aș face. Cred că așa sunt dacă, cred că să fac. Neva să puneți dreaptă în mă dreaptă și o las după... După priesc. Acolo să te bate nu mai ești niciodată. Ca să nu fiți drabatele de să... Mai întinde, mai întinde. Dar cât ne ajunge contul, ne întindem. Eu sunt de tare. Asta este speranța. De asta trebuie să facem limita asta. Unii se fixează speranța și unii începe acțiunea. Adică trebuie să fie o limită între ele. Că e fain, da, speranța. Speranța moare ultima, speranța și speranța. Dar în trading, ok, la sfârșit acolo, la concluzie n-ai scris, sau la profit n-ai scris speranță. Eu sperat că ați venit la fel, dar nu i-a ajuns. De asta și trebuie să știm, că asta e cam speranța, dacă se vorbesc așa. Totdeauna este o șansă de să-mi faci viața înapoi. Da, să duci tranzacția în copii. Da, poți să aștepți. Ei dă cicli, că frumos este postulat, istoria se repet, pe asta se întoarce înapoi. Dar când se întoarce înapoi, se întreprins careva acțiuni ca să profiți de el. Dacă nu, s-ar trebuia să aștepți. Dacă nu, să aștepți și asta e timp. Știți? Baza de care folosim. Asta e bani și asta e timp. Că mergi atunci la timp. Time is money. După trend de zero, trend de time is money la noi. Așa e. Și atunci când stai în lacă, că despre asta totul se cuprinde. Suntem în lacă, asta e timp în care noi nu facem nimic. Pentru că psihologic tu ești blocat. Așa și ca și banii de aici, tranzacția ta e blocată, înghețat-o, dar și psihologic te-ai blocat. Și de ce nu se mai tranzacția multe timp? Bun, asta stai acolo, am decis că l-am blocat, l-am băgat în congelator, dar curiez tu ce fac. Mai lucrez, piața merge mai departe, dar pe acolo se formează românele, fiecare 5 minute. Cum așa stai să te uiți, la dăm și da, excelent săgeata lumea, să pune săgeata ta să țină lumea, că nu ai făcut nimic, istoria mea e lumea nimic. Trebuie de conștientizat iarăși treaba asta. Vedem și cu laptele. De unde ajungem? Iarăși, dintr-un sentiment de conservare, de protejare. Dar apare frica, vrei, nu vrei. Și te blochezi. Ai tranzacții, de exemplu, ți-ai făcut o analiză. Zici, teneți ascendent. Ai confirmare de bani. Ai lăsat, nu-i dat în bani. Ai și mergi după prognoza ta. Deci, a doua oară, iarăși după prognoza ta. Deci, a treia oară, iarăși după prognoza ta. A patra oară a apărut atunci curaj. Și deschizi tranzacții și, de exemplu, sunt tranzacții împotriva mea. Cum e până am întâlnit, am întâlnit tranzacție și am putut întorși înapoi, nu? Ori nu-i decizia corectă atunci la patra intrare sau trebuie să te evitare. Că așa, când deschizi tranzacții mai multe, așa mai bine îți faci ca un... Nu, asigurare. Adică tu te asiguri. Bucățile așa în micuțe. Știți că sunt mașinile astea, adică sunt Mercedes, hibriduri, plug-in, rog, Mercedes și sunt Toyota. Cred că cunoaște. Sunt cineva care din domeniu care cunosc. Bateriile astea sunt la Mercedes să-ți dea întregul, la Toyota să-i bucăți, secțiuni. Acum, se întâmplă, de exemplu, că s-o stricat bateria. Păi, la Mercedes trebuie să schimbi o baterie, dar la Toyota trebuie să schimbi numai o secțiune. Unii randamentul mai mare. Unde schimbi o secțiune. La unul fac reclamă, la fac, da. Dar ideea care. Deci acolo nu e un randament, unde este o secțiune. Păi așa și în tranzacționare. Ai 2 tranzacții și ai 10 tranzacții. Randamentul e mare, unde se teoria probabilității. Da. Așa. De frică. Teamă și frică astăzi, am avut situația asta. Roman, trader, așa, au deschis 5 tranzacții profitabile, cu un profit destul de ok. Așa. Mă uit. Primele 5 tranzacții cu 4-5 loturi. Următoarele tranzacții cu 0-1. Deci nu s-a întâmplat. Apoi că la profit mai trebuie să mă pierd. Și ca să nu zici că n-ați scris tranzacții, eu scris cu 0-1. Când e acolo minus $20. Dar eu până la urmă îți bravo, profit și tranzacții deschise am. Nu-i normal asta. Trading-ul nu-i pentru ca să ai chestia. Așa un tip de tranzacție, așa vine și ei la urmă așa să se arete. Dar este ca să fie ceva constant și... Și ea, că acolo este o frică. Depinde cu ce scop. Dacă ești de văzut încă fiecare, pentru ce e training. Cineva poate că într-o adrenalină, ceva foarte nu se primește așa, ca aici, nu știu, și de mine mai este. Dar trebuie definită ideea asta. Dar dacă e vorba, oameni crede cum tu a venit aici pentru a face bani, frica este puternică. Există și o fobie de a pierde bani. Mulți oameni care o au, teama de a pierde bani. Și iarăși implantată cumva subconștient, nimeni nu o recunoaște. Dar vrei, nu vrei, când îi spui că omul pierde bani, eu sunt tare iure, că o pierdut din buzunar, vă dați seama. O găsit, de exemplu, o bancnotă de $100 de jos, care îi bucuie emoția, și când o pierzi. Când e mai puternic de emoția? Că nu pierzi. Mai mare, atunci mai tare ți-i și udești. Îți pare că e pentru nu știu cât o avere. Adică este, dar e același lucru. ca atare. De asta e pur și simplu un sentiment. Și noi vorbim astăzi despre inteligența emoțională, adică despre inteligența de a gestiona emoțiile. Ele trebuie conștientizate și controlate. E un mecanism mai, da, complex, nu e mecanism așa de simplu. Dreapta, stânga, să învățesc roțele exact așa cum spunem noi. Că tare s-ar putea. Așa și este. Același mecanism, dar e un mecanism mai complicat. Dar nici profesia noastră nu e una simplă sau oricare. Asta noi. Trading. Asta este o profesie complexă, o profesie nobilă. Cea mai bine plătită profesie a secolului 21. Da, dar pentru profesioniști. Adică pentru cei care într-adevăr știu să o facă. Și noi de asta și suntem aici, pentru că vrem să știm spre a o face bine. Și nu contează situația ca cum suntem noi la moment sau unde suntem la moment. Ce contează că noi vrem să o facem bine. Domnul Valeriu, spune zi de Paște. O spun acum. Hai. Cine întârzi? Eu ce spun. Știți ce înseamnă întârziere? Dar la mult mai târziu. Știți că noi ai... Dar nu e, dar mai este duci. Time is money, până acum am vorbit. Și... Bine, nu ne drăbim pe Mihai, o cărăm pe urmă. Da, la frică am vrut să mai dau, dar că am văzut fugit de gând, trebuie să mă ies 21 ca să mă extratez. Până la cam atât timp mi-e dreptul ca să... Să reviem. Nu numai, dar la toți așa de trebuie, ca să ne putem concentra. Așa. Deci, frică ca tare în domeniul transacționării, e deodată pornește de la... ideea de pierde bani. Acum vreau să dau un exemplu, mi-am luat aminte. Trebuie să fii liber. Din ce cauză? Situație. Nu, eu pe lângă artă, pe lângă... Eu am o pasiune foarte mare față de fotbal. Am venit de la o competiție, aveam câștigat competiția și eram foarte fericit. Am câștigat și deodată vine și îmi spune cu el. Și te bucur, după arăți vine plâns. Eu am mai liniștit. Asta am început prin cap, nu mi se vedea, dacă data viitoare să pierd, dacă nu și acolo. Și gata, gata, nu stau, stau încă o dată. Nu, ceva să stau și mă gândit. Stare. Păi, dacă știi, nu mă bucur. Și când pierd, tot nu mă bucur, nu? Am și fac. Eu trebuie să mă duc să fac acolo, mă spun la bucur și... De asta aici aduce la ideea că tranzacționarea tot așa. Trebuie să fii relax față și tot plus față de tehnicul privat. Asta e ceva normal. Vrei că îți bat profitul, ceva normal. Noi luat profitul și gata. Îi luat tot plus-ul și te întristeți. Fie că asta faci de calajul de emoții. Trebuie să fii echilibru. Dar cum caz reală, care și l-am înțeles bine pe data viitoare. Este bucur. Așa, pleacă o mie. Asta cătare este prima care apare. Parcă e pozitivă cătare. Trebuie să vrei mult. E bine să vrei mult. E bine să fie ambițios. E bine să ne dorim abundență în viața noastră. De ce nu? Dar noi e un pic altfel la comia decât ambiție. Prosperitate și abundență. E cea mai problematică emoție. Așa și scrie aici. Pentru că atunci când... Asta de obicei se manifestă după succes. După ce e totul bine, atunci apare lacomie. Pentru că cumva merge paralel sau după ce avem o încredere în sine maximă. Deci merge bine, bine, bine. Eu știu cum pot. Ok, am luat... Ce frumos! Am luat-o bine. Mai unul. Cum se cum dată mea secundă, mă idee. Până nu luau minus, serios, nu s-o prea. Gata, s-a șezat, numai care mâncare la copii. La, ce poți mâncați ce vreți? Tăi la calculator până când nu dacă acolo așa frumos, că știu cifrele și așa. Și asta vrei, nu vrei, trezește un azar. Pentru că tare nu e vorba de bani. Nu e vorba de profit, e vorba de cât e de crudă. Abilitatea asta noastră că noi am prognozat corect. Da? Și crește încrederea în sine, crește ego-ul nostru. Și atunci de cine să ne laude? Dă-l crămit, ca să crească, normal. Și atunci noi, doamne, și din braudă, și de ce noi îl crămim și mai negăm asta? Nu, eu slacom, i-am gândit și bine îți faci analiza, tu îi recomand. Nu, eu lacom, cum, numai $1000. Da, dar cât e planul ăla? Nu, 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 nu slab. Dar azar nu știu cum e diferită, dar totuși, sau... E cam mai bună. Care e diferența? Dintre azar și lacomie? Da. Pójdzie, jesz na chodno, ale do drugiego ugoda. Kataś chłop to jest przyjmieć. Daleko mija parę, jakby iż tu zbaz, bo już się lat batego. No a tylko Karol Karfol, sos, prywierz, podadwier, exemplu, standardy, care mi-au nici mai iau parte din suflet. De la început, scopul la test, să câștige meciul. Să vă duc două goluri, gata, scopul la test, fiecare trebuie să se definească poziția lui care are de el. Portarul să-și bat capul lui, să ține mingile, atacantul să stai acolo în față, apărătorul să ține. Dar acum ce se începe? Să vă duc două goluri. Și eu vedem. Exact, da? Și eu lăs poziția mea și mă duc și eu bat gol. Să duc și așa, îți bat gol. Și cred că așa apare diferența dintre hazard și lăcomie. Începe hazardul, crește și lăcomie. Ele merg direct proporțional. Da. Pentru că ce înseamnă hazard? Întri în joc și pur și simplu nu te poți opri. Încearcă să te abții de la ceva. Este un tort. Și tare vrei. O zi uite la tine, la două zi. De țin mai mult de interior, de suflet, dar lăcomie de material. Adică hazardul e ceva... Dar ce ai văzut? Sufletului nu-i trebuie nimic material. Dar lăcomia tot e sentiment care vine de suflet. E același hazardul e la fiat. Adică nu-i trebuie nimic material. Nu-i trebuie hrană pentru ego, nu-i trebuie reușite. Reușitele astea cât mai mult, este cresc ego-ul. Și pentru asta și ele e una și aceeași, ori azartul, ori lăcomie. Pur și simplu altfel îi spune. Că, bun, azartul e mai mult se găsește, sau îl găsim noi și se asociat cu jocurile de noroc. Atunci când tu intri, câștigi, intri în azart, vrei mai mult, hai, stavlă în apsior. Aici îi întreb de ce, iarăși. Așa pe alții, schizi cu un loc, cu 5, cu 10, ulei, știi, da, e tot aceeași, exact. Asta cum ți-ai pus plan și până sara să-l faci, până nu sara și până tu, și până să-ți mai facă. Da, nu-i pot să vrei. Iată, de ce e greu de gestionat. Eu așa am lucrat într-o lată pentru 5 puncte. Am fixat profitul să aici pe ce sunt 5 puncte. Am în mie și pentru dumneavoastră. Și acolo deja diseram soarele, că întoarce 5 puncte. 5 puncte și era, Doamne, când mi fac noi 5 puncte. V-ați notat păcatele. Deci când veniți la întrevedere data viitoare, dați ca la spovedanie. Așa. Am mai comit. Am sperat. Suntem în așa fel păcătuim toată săptămâna și prominim ca la spovedanie. Numai că iertați, vreți ca să vă ierte managerul vostru, dar vă să vă iertați voi, dar nu ați fie bine. Piața precisă, iată. Nu. Piața nu e mănica și care are grijă de noi și să ne hrănească. Să nu credeți că e un sistem tare hitră în limba rusă. Adică întotdeauna o să ne pare că hai că acum am deschis și sunt de acolo să mă întorc înapoi. Dar e special pentru dacă de unde deschide de acolo merge invers. Tu îl aștepți în short și îl aștepți o săptămână în short și tot îl aștepți și eu azi mă cresc cu gândul zic, Doamne, dar câți oameni oare îl așteaptă în lung? Câteva milioane. Câteva milioane, da. Îl așteaptă în lung. Câteva milioane. Tocmai de asta și este mecanismul ăsta de interesant. Ca atare, mișcări pe piață speculatorii și-l fac, traderii și-l fac, dividierile astea sus, jos, tot datorită noi, nouă. Pentru că asta este ideile cuiva, câteva sute de oameni s-au venit, au deschis bani, s-au mișcat în pic în sus, câteva mi-au deschis seama, dar câțiva au văzut nivel acolo, 1 milion au deschis bani, hop, o lumânare de dată mare, și era străbatele, parcă, mă, când am pus nivelul. De asta și aceeași analiză tehnică, cu timpul să ajungem la aceea că nimic nu contează decât să asculți melodia graficului, cum să aude piața, să o simți. Până la urmă, la asta se rezumă tot. Să fii într-o armonie cu piața. Da, să înțelegi cum tot ce se întâmplă influențează evoluția prețului. Și nu poți să un mecanism atât de puternic ca o combină de asta, da? Și să pornești și strângi un metru de greu și te opri. nu poți să iei o lunare de 5 minute sau 20 de puncte. Ai făcut o analiză, tu înțelegi piața și să iei 5 puncte pe piață. Nu. Deci de asta și când se ajunge, da, este normal să ne lucrăm la început cu nivelele, cu indicatori, cu Fibonacci, cu trenduri. Cu asta se joacă milioane. Milioane de oameni merg fix după aceleași nivele care mergem noi, fix după aceleași cunoștințe, după aceleași principii. De asta și ea și funcționează. Sus, jos, dar direcția generală și evoluția prețului este dictată de factori fundamentali. Asta nu se poate înțelege într-o zi. Asta este stilul de viață. Asta vreau să înțelegeți, da? Deci, și azi, de aici care sunteți prezenți, trebuie să înțelegeți că decideți. Asta este stilul meu de viață. Eu vreau să înțeleg cum se mișcă lumea. Asta că tare e tot lumea, pentru că altfel ești mereu ca... Dacă nu ai orice... Dar noi suntem ca pe ocean, pe mare. Asta e și corect, care dacă tu nu ai traiectorii, tu nu știi unde e destinația și nu știi coordonatele, atunci îți mergi stânga, în dreapta, nu știu, mi-a spus cu vântul. E furtună, mi-au rupt și au făcut niște... Cum se numesc astea? Pânze. Au venit pirații, m-au furat și trebuie să fim pregătiți. Când ne pornim la drum, da? Este să fie clar destinația. Ce nu? Și peste un an, și peste 12, peste 5, peste 10. Și de ce nu să ne vedem cum vrem să fim la bătrânețe? Ce ne încurc pe noi? Avem imaginația care e cel mai frumos dar al nostru de la Dumnezeu. De ce nu să te vezi și cum ai să fii la 70 de ani? Cine știe? Dar e mult mai ușor așa. Să-mi definez traiectoria, să mă văd în casa în care o să fiu, vreau să fiu la 70 de ani, în fotoliu în care vreau să fiu și exact știți nepoți împrejurul meu și povești, să citesc și bibliotecă, să am în spate. De ce nu? Să ne creiem noi tabloul ăsta și atunci știi exact pe ce coordonate și pe ce traiectorii trebuie să mergi. E mai ușor așa, decât să mergi haotic. Nu, o să mă iei la lucru aici, să mă duc. Nu, ca să meargă, bun, dar ca să am, nu știu, să vin cineva așa, să mă fure de casă. E așa o trebuie și cred că așa o dat Dumnezeu. Cred că. Ce credem exact așa și se întâmplă? Nu mergem cum batem. Dacă și batem vântul, ne revenim la traiectoria noastră inițială și mergem spre scopul nostru. V-ați notat păcatele? Să ne spunem ele. Noi azi dezbatem tot, neutralizăm tot. Miturile vieții posiere. Sunt niște mituri. Ana, acolo vezi. Da. Așa. Miturile pieței bursiere. Deci, 4 mituri, aici am selectat. Ele cuprind majoritatea. Așa. Mitul despre tainele vieții, 1. Mitul despre capitalul eficient, 2. Mitul despre roboții tranzacționale, 3. Și mitul despre guru. Guru pieții. Așa că sunt niște taine pe piață. Precise, sunt niște secrete care... Că nu le știu. Nu le știu, da. Da? Te s-o dați odată. Eu am fost oameni anterior de tranzacție și pot să ascult. Mi s-a spus roboții că persoana care e trader mi-a spus că voi puteți să fie contul vostru real, faceți un robot sau un tranzacție. Că el vă aveți metoda aceasta. Sau dacă dumneavoastră aveți timp suficient, puteți vă ocupați personal. Dacă nu puteți să vă apănați, pentru că este robot, el în tranzacție. Mi s-a părut straniu. Dar de ce? Dar este spărător care strânge singur, face curățenie în casă. De la telefon îl pornești și el doar singur face curățenie pe casă. Numai că niciodată nu ajunge după. Și deodată scanează teritoria. Sau desupra, dar nu mult scaun, nimic nu face. Deci se pornește, scanează perimetru, o văzut și cum o face, încolo o face, încolo o face. Deci perimetru care l-a scanat. Nu se bagă sub scaun, nu vede că acolo trebuie cu... Bună, dacă spărător de văd că s-au stropit scaunul de lapte, hai să ștergă ce este, nu să bagă după. Sau dacă... Poți să ajunge. Poți să ajunge. Sau dacă sunt vreo sub dola, jos, ești plânge. Da, nu face diferența între inelul, da, sau o bijuterie și un gunoi, nu face diferența. Iată, exact așa funcționează ca roboții. Astea sunt niște programe care sunt programate după oarecare principii, după oarecare algoritm. Și el știe de la și până la. Și dacă o leac s-a dezbătut, dar noi piața doar o iubim, pe care nu tranzacționează, dacă ar tranzacționa doar roboți pe piață și nu ar tranzacționa oameni, atunci piața ar merge exact, dar nu ar exista piață în general. Dacă apare un montaj, de exemplu, robotul eu... Da. Deci nu apare un efect fundamental, cum se dezbate? Roboți? În programat iarăși. Din punct de vedere IT, lucrează, are un algoritm în spate și are, de exemplu, are pe bănaci, da? De obicei, ok, bănaci să-l folosească acolo trebuie să fie mai complex. 10 medii de mobile, 8, ca să ne vedem. Ai o medie mobilă, da? Și rolul ce primește? Când prețul trece deasupra mediei mobile, atunci îl scrie tranzacții de cumpărare și are un anumit eco. Așa. Păi, el aici, din evident că nu o să aibă inteligența, ca să poată să aștepte ca să închidă lumnarea. Ok, poți să-i dai comandă că la sfârșit de oră, în intervalul acela, dacă vezi că prețul e deasupra lumnării, da, îi pui condiții, dar el poate să dea eroare la oscilații puternice, că e volatilitatea. Acolo, gata, când îți pierd tot băr, o pleca de pe piață, unul la mână. Noutățile, îl scot de pe piață, și poți să-l mai scoată pe piață, dependență de ce are, adică situații astea de care noi le simțim și suntem în față și putem să întreprindem acțiuni, el nu le percepe nici până. El pur și simplu merge după algoritm. Și dacă ceva îi se dezbate acolo, acum ar fi tot prostul de unul după altul. Da, și nu mai are. Și eu am cunoscut, un băiat, un tânăr, nu contează. El a analizat chestia asta de mai mult timp, fotograf, dar și ceva programist, adică în IT. Eu am fost, mi-a arătat, am ceva tare și mie, că uite, am destul la programat, deci tot timpul numai de asta își ținea. Se programează, se amestece un indicator cu alt indicator, cu nu știu ce combinații. Nu, acum nu poți să faci mai treabă, 2-3 parametri poți să-i pui, adică 2-3 indicatori diferiți. Visul lui era să aibă un robot care să tranzacționeze singur. Și nici nu numai el putea să-i facă el singur programat, că îi dădea semnale. Iată, putea să facă o luminiță, nu știu, un sunet, când ajungea, dar când? Atunci când indicatorul aici, și cu aceea, o dat toate 3 semnale. 2-3 puncte, nu poți să dai mai multe. O dat semnale, același semnal de bani. Și el ți-arată săgetuța, e ca și primul bani. Trebuie să deschizi tranzacția. Dar când îți închizi, dar nu depinde. Poate îți dai indicator, dar noi știm foarte bine că indicatorii dau semnalul, uneori îl dau mai târziu, dar semnal de închidere, de exemplu, aceleași medii mobile, ele când se încrucișează, când tocmai s-au întors înapoi și s-au respins de la nivel și când au făcut acolo combinații de lumânări, deci tocmai atunci ne dă iarăși semnal de sel, deja, de schimbare de tendință. Dar noi doar vedem că e nivel și omul aici, ce mai te prost ne pune până la nivel. Dar sunt foarte multe chestii pe care nu le ia în calcul, dar acum sunt roboți complexi, posibil, care pot fi programați, dar ei se dezbat. Se dezbat foarte, foarte repede. Adică m-am confruntat puțin mai mult în... Am înțeles, da. Căutați pe cine să facă în locul meu treabă? Nu, nu fac cine în locul meu, adică... O să găsiți, da. Poate copia cineva contul, poate să poate pus roboții el. Se poate de angajat pe cineva, atunci nu știu ca în casă, da? Poți să-ți pui să-ți speli mașina de spălat hainele, să-ți facă aspiratorul singur, să-ți iei să-ți facă la plimbare cineva, cățelul la fiel, să-i facă lecții la copil, la zbine cineva. Dar noi când și mai trăim, în general. Adică noi când și mai suntem în casă și este, să vorbim tot, cred că știți toți, să-ți suntem deci proaspăt căsătoriți și ну, милые, ведь вы вот это, я сейчас передала дичала, что мужчина спала 20, мужчина спала хайни, что калкат, карикалка, сыгру, шусу, кто значит, дeci tot ce trebuie în casă, porugii. Ajuns acasă, el intră și ea nu intră, adică îi închide ușa noastră, dar eu, tot când știu, nu mai trebuie, nu știu tot am cumpărat, dar tot ce mai trebuie la casă. Așa, pentru fi mama ne-a dat, natura ne-a dat nouă inteligență. Pentru ce are în cap pe umeri? Eu cred că în situația asta este o frică mai mare și cauți alternativ ca să fii tu responsabil dacă ai să iei lumea. Da, păi asta și este. Pentru că atunci când nu ne descurcăm emoțional, noi căutăm ajutor. Totdeauna cauți pe cineva Da, un sprijin. Am văzut situații destul de grave, când persoana cont frumos, a ajuns la un moment dat că el, eu nu o să mai vin la net de tranzacție, ți-am dat cont cuiva. Cum am dat cont cuiva să tranzacționez? Dar eu nu mă descurc. O lună tranzacționat, o lună jumătate și eu nu descurc. Cum e posibil așa ceva? Pur și simplu ciudat emoțional. Și nu, deci iarăși căutăm pe cineva. Cineva poate mai bine decât mine, dar cum? De ce? Înseamnă că asta nu e pentru mine? Dacă toți sunt aici și am decis că trading e pentru mine, atunci haideți să fac în așa mod că eu îți devin trading bun. Ce pot să fac? Asta. Și iată, avem materiale 1.000.000. Chiar de la pregătit, impozit, peste VIP. Mergeai tot constant, tot perfect. A luat un minus în piață, contul tot era peste VIP. Bloc total. Nu sunat. Prieten. Și așa de spăriet, și așa. Că eu îmi zic spre, tot e perfect cont. Minus, au luat un minus. Dar contul nu are o putere enormă. Focul mai departe, de-aia că a apărut frica. A luat un minus în piață, chiar de prin stăți meargă. M-am portoleat cu minus, gata. Deci cum situațiile astea de strase și de rezolvă în sine. Să-i urmez. Să-ți meargă un așa ceva cam primul. Eu știu, adică eu știu o doamnă care lucra, să zicem așa, tranzacționa poate un an. Și a început de la 100.000 de dolari, da? Și el practic și deschide, eu mai eram, că n-am văzut cum el lucrează. Practic e cista fertilă. Că așa deschide și op. E fără să gândească, adică el nu avea cunoștință. E pur și simplu, îi merge, nu știu. Intuiție, da? Și pe urmă, dar la un moment dat, serios, eu vă spun. Un an de zile, ceva ce se bate în cap, matematica o dau și invers. Un an de zile, că vă dați seama că aici e cu o probabilitate de nu poate să respecta risc și mai mult. Da, nu, adică poate cum să instrument. Dar, adică ca cunoștința anume cum să faci analiză și una și alta. Dacă ai diversificat foarte mult. Da. Și una cu alta se văd. La un moment dat, tu intrat în lăcomii și ca să înțelegeți că de contul ei era aproape $1.000.000 și el deschide o tranzacție mai mult de $30. Adică mai puțin de $30 nu deschide. Nu contează instrumentul. Și nu durat mult. Și o lună de zile și o zburat. Adică nici contul nu-ți ajută în cazul ăsta. Dacă dă în lăcomii și în azart și... Acolo a fost problema. Nu este o chestie. Mitul despre capitalul insuficient. Eu mers. Nu, mi-am început despre roboți, am vorbit, dar despre tainele pieței, ei tot văzut. Ei că există un secret, dar eu nu știu. Toată lumea se gândește la chestia asta, la început. Când începem mai a citi, a asculta informații, a asculta pe 1, pe altul, 2, de 10, mai discutăm, îți dai seama că nu este, asta este tot și o știință. Și mai mult o artă, dar tot are unele principii pe care le bazăm. Nu există niciun fel de secret și nu este graal și ala care stați să ne luptăm sau găsim și până la urmă pe graal să fie goală foaia. Taină, da? Se spune și de vreo, îți dai să la măsima așa să joace, să scrie secretul tranzacționării. Dar cum să faci tu tranzacția trebuie să fie un profit? Cum să faci? Cum să deschizi ca secret? Toate tranzacția să fie un profit. Nu există dezuguri și mai trei. Poți să faci mai bun. Așa că vrem, noi nu vrem, nu există. Dacă să-l aflați, nu puteți să ne spuneți că nu trebuie. Chiar să-l folosiți singur, dar nu neapărat să ne spunem că noi în asta nu credem. Capitalul e suficient, dar nu trebuie să spun că ei, dacă aș avea fond mai mare, o, avem un exemplu tare bun, care nu i-a ajuns pe Google Bani. Domnul urmează iarăși să așteaptă rapoarte de la Google. Au avut cont de 20.000, acolo gap a fost mult mai mare decât contul lui. E că nu ne-a ajuns o leacă că eu și-a avut încă 30.000 conturi. Era și milionar noi. Nu ne-a ajuns o leacă. Care nu ne-a ajuns o leacă. Dacă din startul la cont de 20.000 între convot pe Google, ce fel de nu a ajuns o leacă? Am văzut raportul anterior, ce creștere pe piață a făcut puternică. Dar lui nu era un solicit, pentru că el înainte de raport, el a spus ca să iei jocul de 30.000 de puncte. Da, și pentru asta era deschis contul. Numai că eu vreo 2 zile înainte, să mă înțeleg, eu o simt, eu înțeles, eu o simt, că eu prea mă uit la trafic și o spun mă să meargă. Eu nu mai spun bai și el bai face. Eu îi spun său, ca câinele. Eu îi spun său, deci, așa o simță viața. Numai că leacă nu i-a ajuns, leacă de bani în cont, nu i-a ajuns și că eu asta. Dar nu există și nici eu vin. Azi domnul Cornelu să întreabă cum la dumneavoastră și cum vă simțiți. După Paști, eu vin la dumneavoastră. Asta v-ați răspuns. Că pe 27 aprilie sunt rapoartele. Și noi la rapoarte nu transacționăm așa. De ce? De fiecare să el. Încercăm în toate emoționale, foarte ești. Da, depinde pe ce instrument, depinde pe ce contact, depinde pe ce contact. Nu, pe golul. Eu întreb pe golul. Pe cine noi? Eu. O să vorbim în privat despre treaba asta. De ce nu? Vedeți, tranzacționați. Există o soluție acum la Mihai, scrie exchange. Noi îi spunem 4 și 4. Există o soluție pentru traderii ăștia care tare vor să meargă cu 200 de oră. Numai că Volkswagen. Dar este soluție, adică brokerul schimbă mașina. Ție Volkswagen nu s-a luat de fapt. Dar la specială trebuie să mergi un Porsche, ca să poți să mergi cu 200. Există un parteneriat care mărește capitalul de 5 ori. E pentru conturile mai mari și anume pentru persoanele astea. Posibil mulți nu știți despre asta, toți știu de dat ok, pentru că el nu avem nicio lecție. Dar există un alt parteneriat, e mai nou și nu se mai dă la chiar la toată lumea, pentru că e pentru conturi mai mari. Dar, dacă sunt 50 de mii, îți devin 250. Dacă sunt 100 de mii, devin 500 de mii. Dacă înțelegi și sunt problemele noi, nu, asta se discută. De asta și zic, nu vorbim ca tare despre pe cine interesează, atunci discutăm. E foarte interesant. Nu știu, pur și simplu, așa posibilitate. Și unde și cum. Și cine să vede dacă aveți întrebări. Așa se poate intra în rapoarte. Dar cu cont până la 100.000, eu nu știu ce e doar dar și la Johnson & Johnson și toate factorii la care poți să treci. Nu, deci noi avem niște portofolii acum, pentru că am mai lucrat cu mai mulți trader și avem niște portofolii deja pregătite, în dependență de suma la care se ia parteneriatul, cam ce posibilități ar fi pe piață, pe ce am putea să deschidem. Deci au fost portofolii mai mult investiționale. Pentru că și perioada de rapoarte, dar nu constă doar în asta. Pentru că tu având așa un mecanism, nu este nu-i joacă. Hai ca să fie obstinate și... Dacă asta este scopul, se poate și asta, de ce nu? Pe care cu jucările de lui. Dar având un cont puternic, tu poți să tranzacționezi sănătos și să simți că faci bani. Și asta și este ideea, dar în asta și constă ajutorul din partea brokerilor, nu pentru a ridica pe mai mult la nivelul de plate, nu. Pentru că, da, și pentru că înțelegi că asta este business. Da, suportul avem, pur și simplu, colosal. Și sunt persoane, sunt mulți care, persoana din care vorbesc, unul din cei care vine mâine, este o persoană care el a chitat cursul individual, el nu a venit să-l facă cu 3 lecții. Ba una, ba alta, ba nu știu apartament, ba nu știu pe care, ba nu știu. Deci n-am mai venit la lecții și zic că eu oricum fac o dumneavoastră. Dar nu mai decât ca să facem, cum îi spun de posibilitatea asta, ca să deschidă tranzacții și 3 luni de zile, deci pentru că un portofoliu este stabilit deja de când a făcut o analiză la cotațiile, sunt instrumente, nu merg vorba de cotațiile, nu de vorba de piața de capital și indici, instrumentele pe care se poate deschis tranzacții și prognozele pe 3 luni înainte. Pentru că 6 luni se face mai mult, 3 luni e posibil. Mai ales în situația în care suntem acum. Deci o situație de criză în care, într-adevăr, se poate de făcut frumos. Și e vorba de, și acum am auzit că poate pur și simplu îți deschide și banii îți lucreze singuri. Mă rog frumos să-mi spuneți și mie când ați fi gata așa, să scrii, hai vă frumos, da, dar când e valabil? De când e cuadrul ăștia la care am spus dumneavoastră, de când e valabil? E valabil deja de săptămâna asta, dar haideți, vă rog frumos să povestiți și mie. Tot e persoana care gel tare n-ar vrea să se implice să facă foarte mult. Iar de ce scop avea? El nu ar fi mai comod să apese câteva butoane, dar da, și așteptăm de rezultat. Și calculată deja și potențialul, în dependență de ce sumă avem pe cont, calculat pe ce instrumente am putea să intrăm conform risc și money management, pentru că și riscul e calculat și profitabilitatea e calculată. Și termenul cam de cine așteptăm. E piață, oricum să fie relativ, dar e calculat riscul pe maxim și profitul pe minim. Ca să nu să fim siguri că totul este conform așteptărilor. Bun, asta e altă treabă. Mă rog să mă roboți? Da, robotul ăsta e. Eu m-am dezamăgit tare. Eu am căutat, eu am avut abonament la semnale, am avut, vă spun, un discurs care am discutat una la alta de roboți, eu am discutat și video și filme despre inteligența artificială, da? Cum poate fi aplicată în tranzacționare, dar se practică la moment. E totul să fie, dar am ajuns la și bun, dacă ar fi, dar nimeni, nici cu milioane, nici cu miliarde, tu nu riști cu așa ceva. Întotdeauna există autopilot la avioane. De ce avioanele merg singuri? De ce încă mai plătim piloți cu așa mari? Medicii, doar să niște chestii fixe. S-au studiat atâția sute de ani, studiază medicina. Profesorii, deci există, astea sunt activități intelectuale, complexe, care necesită inteligența umană. Pentru că nu știi ce poate să întâmple. De ce medicii trebuie să facă operații și nu fac roboții? Ar fi mult mai exact, de programat exact ce să facă. De ce tot medicii fac? Nu există avocat. E programată de lege de pe de rost, să știi și el să iei decizia și să știi ce spune, în ce moment să spună. Astea sunt niște profesii, la fel și traderul. Sunt niște profesii care necesită să te adaptezi în dependență de ce situație avem. Și nu pot fi înlocuite, nu poți. Să te duci, să dai un pom de bani, să cumperi profesionalism. Eu sunt avocat, profesionist, experiență de 25 de ani, tot am acolo și poate, cândva, nu ne gândim nimic, acum, dar la moment nu. De asta și folosim. Creierul nostru îl folosim la 5%. Și dezvoltăm, adică așa e calculat. Eu cred că acolo potențialul este, că noi nu înseamnă cât avem. Trebuie pur și simplu dezvoltat. Dar linie cu coană mare. Așa că cu roboții poftim, i-ați încercat. Eu am încercat. Adică am încercat, am luat abonament, am văzut că asta e chent și nevoie, trebuie să copii toate semnalele și le-au dat la 15 minute. Și care merge, care merge, dar cum să nimeresc cei care merge, pentru că care eu le lăsam ele anume și ele ziceam tăi prost, dar care eu le puneam, ele ziceam tot prost, stai că ele vin la 15 minute, dar câteva nu s-au închis, una s-a închis, alta nu s-a închis, dar nu mi-ajung și pot să le copii pe toate. Și eram tot timpul într-o nedumerire, dar deci stai că eu știu a face analiza și îmi dă pe năzăduirea OD, care eu n-am grafic, hai să-l deschid să văd, de semnal de seară. Cu take profit din acolo, prețul de deschidere, prețul de închidere în take profit, prețul de închidere în stop loss. Îmi vinea semnalul foarte bine. Doar că eu am văzut că unele nu sunt bine, hai să le aleg. Deci m-am chinuit la 2-3 luni. Să le aleg, fac analiza la grafic. Până fac eu analiza acolo de un semnal, și-au făcut treaba, da, sau și-au făcut jumătate de preț. Deja îmi vinea mesaj, stop loss hit sau take profit hit. Clar, nu merge. Și cu roboții la fel. Deci persoana de care vorbeam, care punea roboții diferiți și tare și necheri și visa să aibă robotul care nu găsia reținare, dar se deschide tranzacția și se închide, se îngâșește la filme. Porno, așa și-o spus. Asta era hobby-ul lui preferat, dar robotul se tranzacționează singur. Nu mai făcut bani cu niciodată. Și cât am mai ținut de o legătură cu 12 ani de zile, iau bani în 3 din 9. Din ce și-o... Bun. Eu eram cu un automobil, atunci eu nu eram cu altul și eu, și chiar faci, chiar ai făcut extragere, nu mai joc. Nu știu mai stau, de ce cauți aici? Nu mai făcut bani, vă spun, toți cu roboții. Dar dacă vreți să încercați, aveți toată libertatea. Eu am încercat să combin limbajul de programare, să combin mediile mobile, să combin MSD-ul, să le combin și să dau indicații, cam cum folosesc eu în tranzacționare. Și da, medicații astea le-am implementat, că ea să le poate ști, al lui nativ, dacă, atunci, deci tot cum să facem programare. și am dat rezultat. Și când încercam să mă rulez pe istoric, să văd și profitabilitatea mi-a dus și majoritatea cazurilor minus, maxim 0. Deci cam așa, până în 0 mă duce. La un moment dat, dacă mergeau o parte, de profit, la un moment dat duce pe rândul tot astea și încercam. Ai media mobilă, se poate nu-i place media mobilă, instrumentul ăsta vrei alt parametru. Modificam toți parametri, într-o final și să diferența minusul, adică puteai într-un minus și mai mare, dar într-o parte minus mai mic, dar nu putem să ajung la chestia transparență profitabilități. Și după asta am dat seama că cum cam ar trebui nivelul și nu-l poți programa. Și multe lucruri, de exemplu, le adaptez, că este luni dimineața, 8-30, e adaptat nivelul. Iau aici robotul la Google. Dar știu că am fost făcut experimentul. Eu după o perioadă de timp am început, adică cu inteligența artificială, după o perioadă de timp am început să devină agresiv și oameni. Asta inteligența artificială, adică ei se luptă cu anumite lucruri, ele devin la un moment dat capătă niște instincte, cum să zic așa. Adică dezvoltă anumite părți. Singur, zice că doar creează și face. Creează algoritme, dependență de ce își vede din exterior. Dacă stai într-un mediu în care e agresiv, e lacom, vorbesc prostii, el tot așa devine. Și el e ca, contează foarte mult cum îl adaptezi. Așa că robotul, eu cred că puteam la anumite momente ar putea, dacă se cu inteligența artificială, nu cu programat, cu diferență. Când îl programezi, e ca faci. Dacă i-a fost bă, e egal cu atâta, pe atâta. Dacă inteligența artificială, apel niște, dar dacă... Dar dacă se duci încolo și trebuie să fac. E că cam care e diferența dintre concret și artificial. Unul e, dacă e așa, e așa. Așa. Și bunul nu există, există oameni buni în ceea ce fac. Deci cunoașteți povești cu majoritatea, cu la noastră activitate care au avut și au ajuns toți prin diferite metode. Adică, evident, am des la față de lucru, dar rezultate și el așa. Da. Cariul al mondial, aici nici mai vorbesc, miliardari, George Soros, cred că ați cunoscut Soros și Papa. Da, și asta nu se întâmplă pur și simplu, se întâmplă peste noapte sau din neștiință. Orice vine din neștiință sau vine, asta îți pierde. Averile este lăsate peste noapte sau pionieri. Dar ce vine ușor, se duce ușor. Rămâne ceea ce-i făcut cu... De ce? Pentru că acolo rămâne experiență, rămâne înțelegere. Cum am făcut asta? Și pot să fac asta de multe ori. Trebuie să mă ascult cu mine asta în fabricat. Pot să fac și simplu. Da, dar de acolo. În căpșorul nostru. Deci asta e... Nu căutăm că tare toți caută guru, caută pe cineva care știe mai bine că tăți pentru a copia, pentru a învăța lucruri. Există niște tipuri de trader, dar frazele cele care le spun din alte tipuri. Azi ce mereu ne vine în minte și în minte că am luat decizii corecte. Nevastă, domnișoară. Puteți să o citiți. Intră în această tranzacție, dar pentru 5 puncte. Vedeți? Fix eu. Poate? Nu. Eu nu am intrat. Nu am văzut exact. Dar nu tot vezi. Eu nu am intrat pentru 5 puncte. Eu întâi m-am gândit, eu sunt capitare, eu sunt fixez profitul, am luat $140. Și încă 5 puncte și aia. După asta, eu doar mi-am fixat profit. Și mi-e trebuie încă 5 puncte. Aha. Și pentru așa 5 puncte și $40 stau la active în minus, da? Speranța este că o să facă un lac. Da, într-un acest tranzacție doar pe 5 puncte. Dacă sincer, în fiecare zi mă uit la lacul ăsta și mă gândesc, mă uit la altă tranzacție pe oricum analizez și mă gândesc că câți bani se poate de făcut și eu stau în lac. Adică sunt multe oportunități pur și simplu trebuie. Da. Am deschis baie tendință descendentă, ajung de 0 și gata, o închid. Dacă stă ursul acolo și merge pe grafic, nu unică ta. E urmarea mea de urs. Când ce mă închid? Îmi plăcut poza. Dacă e tendință descendentă, ai scris bani. Ce facem în cazul ăsta? Că ați avut toți momente. E măcar să ajungă în ziară și închid să mă voi plătă. Dacă mi-ați văzut, m-am pus că se dește, că s-a schimbat. Și am avut dreptatea să mi-a. Să simt un take profit mai departe. Înapoi în ziară și înapoi în minus. Ce facem cu momentele astea? Vrei, nu vrei, ele sunt. Dacă ai deschis un întâmplător, bai, tendințe, descendențe, mai bine o închizi. Și dacă accepti minusul care... Da, sau pe minus, sau pe zero. Sau pe mic minus, sau pe zero. Da, da. Sau pe zero. Da, așa. Dacă tot merge bine azi, poți mai deschid vreo două framații. Cam așa. Hai să vă vedem o idee. Ați spus acolo 30-30 de locuri, cam așa era asta. Cât are poate 8? Am încărcat 108. Și la când lua o scură? Îți călcam tot. Îi plăcea efectul. El nu înțelegea că când deschizi, de exemplu, de privești cu loja și îți duci în direcția care vrei tu, acolo smărești așa frumos, dar mai este chestia că el poți duc și invers. Și se micșorează tot frumos. Dar ea asta nu conștientiza. Pur și simplu e foarte. Eu deschis 30 de loturi deschide pe, nu știu, pe 500. Apoi acolo, cuși bacul dat. Și gata. Și e euforia. Și dacă e făcut de două ori, dacă nu hraptă e tot. E vedea că vrea că ce? Mi-a plăcut cifra. Da. Dacă tot merge bine și ne-am îndeplinit planul, trebuie să mă dă o înghețată la plimbare, dar nu mai deschidem iară. Deci vorbim despre asta de multe ori. Regulă. Numai că e mai greu de respectat regulile din capul nostru. Am spus că seara ai fost la distracție, știți? În doua zi eu, dar eu am fost bine. Așa aici. Și faci așa data viitoare tot cum mai fac și iară faci dai tonați. Toate reștiezi din asta și nu mai ești în seara. Și înveți că merge grafic frumos, dar mai e într-o lecțiuță, lecțiuță. Și iară încă o lacă. Da, mai merge astea sunt mama lor. Dar cu asta reștiezi din asta și mai mult nu mai fac asta. Trăcesc. Eu și eu sunt așa cu gazul. Sieți de pe gaz, nu mai e tot răcuiți, îți păi uși intrare bune. Cum să mă întreb dacă îl știi pe de rost? Păi că tare, asta spuneați că iarăși un sentiment de protecție. Nu mai e în scudență, da? El e rău, eu mi-am făcut nie buba și eu nu mă mai joc tine. Dar putență interesant, gata, cum nu se jurește? Putență interesant. Fetița mea că tare, o băieță, o țeai să joacă, ba o dai jos de pe tobogan, de vârf tobogan. Ba nu știu ce eu, eu făcut o întinsă. Și tot puteam să joacă. Dar putem să-i interesant, îi vedeți eu ținut. Și așa zici, nu cum să-i interziști năgazul sau stilul, dacă asta îi place, la suflet. Hai să ne jucăm după niște repuri corecte. Dacă tu mă gândești, uite-mi că ești tot așa. Dar dacă poți, dar dacă nu, trebuie să mulți toplosul ca pe să-l atingă. De să-l pun mai jos, dacă. Asta cred că ați făcut-o toți. Este regula. Nu mutăm stopul orderele, dacă deja le-am plasat. Stopul orderele s-are în vedere și de profit și stop loss. Ele sunt ambele ordine amânate de închiderea poziției. Și dacă le-am plasat și stop loss-ul și take profit-ul, lăsați-le acolo. În fiecare zi avem momente de astea. Ieri eram domnul Andrei și la amiază. Avem pe gaza și frumos și așa am vrut să-l prindem vârf. Cristina știe de unde eu am deschis tot amidea. Sell. Și așa am vrut una de la 8. Dar la 8, dacă sincer, mă gândeam să schid și baina. Păi tot se duce, că acolo a fost momentul ăsta care nu era clar. Parcă sigur că se meargă totuși, dar unde să mai ducă? Nu mă spun însă. Dacă te uiți în 2008, el a fost de $10. Și la $14 a fost. Și când trece de 8, de-am tâlnit, dar mă fi că schid baia. Mă bine să într-un lac, să ceva acolo, mâncă ceva de făcut. Dar, nu, să zice, putoria totuși, odată Dumnezeu să promite jos. Speranța au lucrat și am deschis el. Deci am pus take profit, dacă eu îl aștept aici, fi primele tranzacții, sell. Schimb take profit din vârf și pun take profit aici. Sell din vârf și pun take profit aici. Și eu fiind din oraș, nu știu, dintr-o parte în alta, să închidem pe profit, că mă uit tranzacție. Asta ultimul sau? Da, singur. Dar trebuia să las. După ce veți arătat? Ceva m-a arătat, mai avut. Mai am, adică, mai am. Bine să dăm cam la treie. De-am uitat în zona albastră. Gata, s-a răgurit, era pe te moștie, acum de să mai răguriesc. Vedem ce e acolo. Ne uităm în timpul masterclass-ul. S-a închis în take profit. Da, mi-a părut rău că s-a închis. Nu și-am așteptat o mică corecție și era mai deschis de acolo. Dar s-au lăsat de cei din vârf istoric frumos și volum frumos. Dar este o regulă și eu, apropo, asta am învățat-o. Dacă îi pun, eu sunt prost, nu pun. Dacă îi profit, dacă îi pun, după asta m-a străduit, nu pare rău. Undeva, oricum, este. Printre ea, că ies, că o pierdut și nu știu cum să am pus mai bine. Dar ar trebui gestionat ca să nu ne pare rău. Să închis, eu i-am pus, eu atât am cerut. E ca și mi-o da. Nu de ce să faci, pentru asta să fiu nemulțumit și supărat. Să fii mulțumit de ce ieșirea din piață trebuie să fie știută înainte de a intra în tranzacție. Adică tu când intri în piață să știi că nu ești din start. Dar nu, de hai intram nu și a făcut urmă. Dacă știm, deci ne intrăm în poziții doar dacă știm unde ieșim. Dacă nu se merită, nu intrăm. Deci și punctul ăsta nu se merită. De ce am mai pornit combina și de ce am mai pornit capul, de ce am analizat graficul ăsta, de ce eu știu că de rost. Pentru 5 puncte oare? 100 de roturi. Și ne văd 5 puncte. Dacă mă doare capul... Nu, dacă nu mă doare capul. Dacă mă doare capul, eu pastil de cap. Și efectul să fie în 10-6 minute. Dar dacă zici nici pastile, să fie mereu. Dar depinde care. Depinde care. De care e efect. Deschid lacăt și mă gândesc mai târziu ce să fac cu dânsul. Rămânare se află cu mine. Rămânare? Da, trebuie doar decizia. Deci tot timpul ne spun. Încât la lecția 13 vă avertizez că să fii trader nu e așa de ușor. Și este o profesie în care creierul nostru trebuie să o crească tot tipul. Pentru că noi nu avem niște sarcini care, uite, la ora 12 trebuie să pornesc cu minețul de gazon. De la 4 trebuie să scot câinele. Exact, deci am la activitate la o anumită oră, da? Și atunci știu ce am de făcut și asta e decizia. Ce fac? Îi dau lesă și îi scurt sau îi dau voie liberă? Nu, alea sunt momente care, sau pe parcursul tot timpul, noi trebuie să fim creierul nostru conectat, adică în sens că el trebuie să fie activ și cu randament maxim, pentru că trebuie să iei decizii oricând. Oricând dă semna piața. Cu început a crește, trebuie să ne decizi ce faci totuși. Adică semna, eu aici l-am așteptat. Deschid sau nu deschid? Și am deschis. Am deschis aiurea, am deschis greșit. Ce fac cu dânsa? Trebuie de luat decizia. Am deschis-o bine. Iarăși, sunt foarte puțini traderi cei care iau decizia să adauge, să-și mențină poziția deschisă pe profil. Tare, pentru asta și acum, de dorințele mele, nu știu cumva, vorbesc foarte mult despre asta și le dau între oameni. Vreau ca să avem traderi care, mulți, ei sunt, dar sunt puțini, părerea mea, la ce număr de traderi avem noi, să fie traderi care stau cu tranzacții în albastru. Și le țin pe profit, cum am de răspuns, sunt persoane care jumătate de ani stă cu tranzacția pe profit. Și e normal, dar vedem ce se primește cu proiectul ăsta, cu investițional, cu persoane care deschid tranzacțiile și au un take profit la mii de puncte, la sute de puncte. Cu o tranzacție stau jumătate de ani. Da, și adaugă pe profit, sigur. Când în corecție nu închizi tranzacțiile din duși deschise jos, de aia faci corecția, dar nu se mișorează profitul. Și aștept țara în direcția în care se trebuie. Acolo care e diferența? Păi, de aia take profit-ul de 3-4.000 de puncte, stop loss-ul se primește de 2 sau de mii sau de dependență. Și aia care e randamentul. Când spunem profitabilitatea foarte mare, raportul take profit și stop loss e foarte mare. Și nu stai pe piață în 40 de poziții, dar stai în câteva poziții și dai pași la să o screască. Stai mult mai relaxat când poziția e în vreo 500 de puncte profit, în gata. Chiar și celălalt care au deschis parcurs, alte 10-20 tranzacții, mă înțeleg, conform risc și mai management, între în acele 10% care noi trebuie să le expunem în piață. Da, una îmi ocupă o parte din dar tranzacția care este într-un profit mare, pentru că poți nu consideri deja că marja în pată. Pentru că e asigurată. Tu puni stop loss pozitiv la 1000 de puncte și caută-ți de clar mai departe. Pentru că contul tău e asigurat și ea, adăugând profit, ea mărește marja care este disponibilă pentru lucru. De ce ne speriem și am închis-o, am făcut $40 și am închis-o, repijos la fel și să ajung înapoi în 0. Sau $100 și au ajuns iarăși la 40 și el și cu profiturile astea. Vin trader la analiza tranzacțiilor și deschid toată istoria. Frumos, 100, 300, 400, 800, 1200, 80 și tot așa. Minus 8, minus 14.000, minus 28.000, minus 8.000. Așa la nouă arată, doar istorie. Bine, tu închizi sute, dar și facem cu 10 de mii active care sunt minus. Pe este când închidem. De ce nu pot fi acelea activi, albastre, frumos? Că doar tot așa la știu. Mă trebuie deschis invers. În loc de buy sell. Dar acolo tot poate au fost tranzacții frumoase. De ce nu? Doar în început de impulsă deschis în buy, au luat până la corecție, s-au întors înapoi, tranzacțiile și au fost închise, gata. Deci, dar el poate să-ți duci un lucru. Cineva spunea când discutam despre Etiopie, că de anul trecut era clar când s-a început trendul descendent. Era foarte clar că a fost o figură sus, voi vedeți în date, da, a fost o figură, după care el s-a pune frumos, foarte frumos, tehnic în jos. Și vorbeam de acolo sunt impulsurile 500-600 de puncte. Și vorbeam cineva din trader, era chiar la început. Desenam trendul înainte, câteva luni. Și el e frumos, primul impuls de asta. Cum să dă sau cum? A, trebuie să nimerești așa un val. Cum să nimerești? Cred că trebuie pur și simplu să pești și să o lași. Și să mai pești altceva sau să te duci de lucruri grafic. Să nimerești pe așa un val. Dar cum să nimerești? Pur și simplu să fii tranzacții și să ai încredere în analiza asta tehnică. Era clar că e impuls. Și omul ies, nu 1, dar 2, 3, 4, 5, mai departe impulsul de 500-600 de mult. Ele sunt și noi le vedem și noi le-am trăit în live. Doar că nu le iei toate, nu pun, nu iei tot. Ia măcar jumătate de impuls și altă. Deci, în tot adăugării. E tare plăcut și foarte... Deci, senzațiile astea din neliniște pot fi transformate. Deci, hazardul, da, el nu e așa de gustos hazardul de la tranzacții profitabile. Așa, de tranzacții vin să ne gustos, e interesant, e mai cheroare, nu dă pace să dormi. Că tranzacțiile sunt profit, nu trebuie 30 noaptea să vezi dacă acolo profit să vă schimba cu 2 cifre sau nu s-o schimba, sau cu 3 cifre când îți pierzi pe profit. Nu e așa de interesant. Dar trebuie să vedem de toți care e scopul nostru. Oh! O spus la Marin Scașin că o să meargă în zel. Română frumoasă. Mă domnește. Dar nu, el își dă farmecul dacă îi scrie. Au spus? Cine a spus? Au spus, nu știu care acolo, dar au spus că o să meargă în sel. Și eu știu că o să meargă în bani, dar dacă au spus profesioniștii că o să meargă în sel. Am deschis și eu, cum o zis ei. Și aia că stau în minus pânza. Deci au zis la Martin Scașin că îți duc în sel. Lucrurile putem să le vedem diferite. Aceeași cifră, dar putem să o vedem din care depinde în care parte ne uităm. Am decis să... Dacă e grav, ce spune? E grav când te ții și vezi 6, adică atunci e grav. Dar dacă e ordinea asta, e ok. Dacă eu văd respingerii de la nivel și schimbai, tot e corect. Așa am rămas că nu se de când. După finisarea corecției, de la nivelul și altul nu se nu acum, când e început de corecție. De obicei e așa, deci îți dau prognozele, dar nu asta nu e neapărat că eu îți dau 100%. Nu este nimic care îți dă. Da, sunt și minusuri, avem și toți avem tranzacții care zic și invers. Sau, a spus domnul Eugen, gata. Precis așa îți duc. De să închid tranzacția asta, să o deschid, eu am deschis, că eu am văzut, avea pe gata 100 de roturi. Precis să-ți duc. Așa spun trei. Am văzut că și-a spus la rezultate. Și pe urmă el e vinovat. Eu, dar, e mă auzit de este mult. De fapt, eu sunt și-am fost la Atriu și-am văzut acolo de voi, ce nici arăt de tranzacții cu 100 de roturi pe sel, dar e mai multe chiar cu 100 de roturi. Și mă gândesc ce, mă gândesc eu deschid. 10 roturi. La cont de 30.000. Da. USD JPY. Sau GPI. Cât poți crească. Vierți, pe știu cât păstrează. Dar uitați-vă în graficul lunar. Pe fund. De o săptămână. Cât poate să crească? Dar ăia cineva ce crește pe viață de știu. H4 sau în deile. H4 sau în deile. Știuți pe nu cât o scați până aici. Până ajungi știuți în unde. Sau în maunte. Deci băi, te-aș până aici poți ducă. Următoarea nivelul de sus ca tăi. Știți că nu mai pot, mai pot să leagă. Așa și cam faci piața sâmbătă astăzi multe. Ea care se duce în sus de gata, până aici. Și străbate și să mai duci. Și când am gata, zici, gata, dă-i bani și te duci și nu-ți mai oprești. Nu mai dai bani. Și pornește. De obicei așa se crede. Când nu mai poți, mai poate leagă. Vedem și în taipenuri mai mari. Și ținii ceva așa cu așa. Ei dăm și stăta în sel. Hai să dăm perioade mai mari și vedem ce e acolo. Dar pe el e pe fundul. Eu am cât mai iar de crescut. Dacă te zic doar la nu, da, ce fac eu cu sel? E pe fundul. Dacă ne deschis un biteritar. Deci noi vorbim mai mult în momentele acelea. Acele profit sau momentele bune, dar și ele sunt normale, așa trebuie să fie. Noi vorbim de cele negative, că ele sunt mai interesante. Trader profesioniști. Frumos sunt. Sfaturi. Adică noi vorbim până acum despre niște chestii care ar trebui evitate. Aici sunt câteva sfaturi. Noi avem cel 20 porunci care eu tot timpul vă la lecția 13 vorbesc despre ele și vă promit că la fel de respectați. Deci bag mâna în foc. Totul să fie bine. Dacă se respectă regulile, poruncile traderilor, care stau în ușură mai acolo. Și să-mi spună cineva să mă controleze că nu e așa. Încercați. Am argumente la orice. Nu există. Dacă se respectă, nu e reușire. Nu sunt complicate. Nu trebuie să faci magie, nu trebuie să dai la deadura, nu știu. Adică nu e ceva supranatural. Uite tu ce aici noi putem face. Care bine să le respectăm. Aici am găsit noi sfaturile astea într-o altă carte, este o carte mai veche, de un conspect de predarea lecțiilor la o altă companie, unde au crescut fondatorii companiei Double Case, ca consultanți financiari și am găsit întâmplător cartea asta pe casă și erau multe chestii interesante acolo și la final sunt sfaturile acestea. Analizează de la simplu la complex, e una și aceeași ca tare, adică tot adunarea și aici și acolo. Mihai scrie la formule. Asta știu precis. Așa, că trebuie să nu am clasa ce o să profil. Da, știu precis dacă îți ecuații eu aici. Aici, deci nu știu ce ești, se pare că, dar poți de aici să lași rezultat. Uneori nu e prea tare că complicăm lucrurile. Dar ar trebui să o luăm de la început, când doamna sunt, dar când să înțeleg, dar eu tot mă duceam la masterclass-uri la început, prima jumătate de an și nu înțelegeam. Deci și vorbeam la marketing ca și vorbeam despre conform strategiei personale, faceți analiză, deschideți și faceți profil. Ei, cum e o strategie personală? De unde eu, dar de unde eu? Așa căutam și căutam de unde e o strategie și ce înseamnă strategie. Eu nu știam ce înseamnă strategie. Eu nu știam strategie cu prin 3 puncte. Direcție, intrare și poate era mai clară, eram clară, nu știam. Și nu înțelegeam ce înseamnă asta. Ca ulterior, încet îmi dau seama. Și de fiecare dată veneam la masterclass și mă uitam și tot să vorbesc despre strategie, nu știm ce înseamnă asta. Să o luăm încet ușor. Simplu. Asta e ceea ce am învățat și dacă strâng în nivele, asta trebuie să înțelegem bine. Trebuie să spune cât de eu să înțeleg viața asta. O să înțelegeți. Că n-ați mai despărțit de viața, o să înțelegeți. Orice. Vrem cu oamenii o viață întreagă și tot până la urmă poți nu știu ce aștepți la 60 de ani. După vreo 40 de ani de căsătorie, tot nu știi până la capăt. Dar vrem viața care o disenează de milioane de alți oameni să o înțelegem până la capăt. O înțelegi, încet. Dar o luăm de la simplu și este normal să o luăm de la simplu. Luați decizii în mod individual. Am mai vorbit despre asta. Deci nu trebuie neapărat să copiem pe cineva, să ținem cont de părerea cuiva. Fiecare, pentru că e că tare e mult mai rău. Fie că luăm sfatul cuiva și merge bine, scade încrederea în sine. Păi de el știe, de eu de ce nu știu. Dar dacă vezi, dacă a spus ceva, ei știu acolo. Dacă nu a spus el, tot domnul Andrei spune, cel mai bun profesor sunteți. Nu mă mai spune, uite, cred că se coboară la nivelul ăsta, vezi acolo și care un lacăt și o gestionează, mai scapă din volum. Nu mă mai spune doamna Andreea și se întâmplă. E ca cum tu știi, de unde tu știi, zic, doamna Andreea, îi scădeți încrederea în trânsul. Pentru că el cum să mai iei decizii, dacă el de fiecare dată când îi spuneți se întâmplă corect, dacă el iei decizii, face vă roboați. Și cum ea să crească? Nu, trebuie să luăm deciziile individuale. Atunci când ne le dă cineva, să vedem încrederea în propriile forțe, atunci când ne le dă greșite, să le luăm, putem de la cineva o idee, un sfat. Știi greșit? Dar nu vinovați pe dânsul. Și încă și pe noi. Și mă uitat eu la dânsul. Dacă eu nu știu, și am ținut cu părerea lui. Și îți primește dublu. Dezavantaj. Și că valezi genele sunt bun, pentru că are niște experiență sau să știi ce vorbești, că are deja... Nimeni nu știe. Deci nimeni nu știe ce e mai bine pentru noi. Da, ascultăm, luăm și adaptăm. Asta nu înseamnă că dacă în familia vecinului e bine așa, cum ei se comportă și pare familia ideală, înseamnă că dacă se pun la mine fix așa, tot așa se meargă. Nu. Noi suntem diferiți. Și persoana care spune, iarăși vin la ce? El are alt caracter. El fie trăit de termen lung, fie el îi scalper. Dependeți că să mergem înapoi la tipul de trader. Deci trebuie să luăm individual. Până mâine. Învățați din propriile greșeli. Altfel nu ne învățăm. Nu există școală mai bună decât școala eșecului. Până când nu sunt scătoare, când mă duc la saună cu fetele mele și în mijlocii, eu sunt sigur că ea spui mâna pe cărbune și eu dat și dat. Pentru că de fiecare dată mă întreabă, dar ce se face, dar cum? Dar cum se întâmplă? Dar cum se arată pe ea? Dar cum arată? Dar cât aia doare? Eu până când m-am să pune mâna. E precegătat să mă creadă. Da, până când nu învățăm, până când nu simțăm frige, noi nu credem din nimic. Știi că știm regulile, eu mă aștept la asta. Propriul sistem este prioritatea. Proprietatea, dar și prioritatea dumneavoastră ca tare. Adică atunci când avem propriul sistem, noi suntem în avantaj. Fiecare trebuie să aibă propriul sistem. Și dacă eu știu cum Mihai tranzacționează, adică aș putea să decizia mea să fie influențată în dependență de ce aici o să facă el. Dar asta nu este corect. Și de fiind datorită faptului că suntem diferiți, și diferit, asta și face viața să se miște. Acolo era un test o întrebare, care nu mi se dă ce este. Trend is your friend. Asta toată lumea știe, tendința, toți mergem în aceeași direcție. Opriți la timp pierderile. Am mai discutat astăzi pe asta. Am văzut, s-o dus invers, ce m-a trebuit bun și mai deschid, dar deschidem invers. Ce faceți în cazul ăsta? Eu, de exemplu, încerc să te conștientizez repediar de fond. Din păcate, da, suntem oameni, dar ne bucurăm de altceva. Dar tranzacționari trebuie să fim nesimțiți, trebuie să nu ne pese deloc și să vedem rece. Uneori mi-e greu, bun, dacă vorbesc de mine seara, să trec la switch. Știți? Să pur și simplu să încep a reconecta emoțiile mele naturale de om, de femeie, de om pur și simplu. Da? Pentru că prea... fiind în lucru și în viață, și emoții nu trebuie să existe. E indiferent, pentru că cineva vine cu super profit, cineva vine cu super minus, eu pot să fiu cu tranzacțiile mele în profit și vine cineva cu minus, dar eu cum trebuie să mă simt? Chiar și ca consultant, bine și ca trader, la fel, dar și ca consultant. Eu și să mă simt cel mai rău om din pământ, uite să rămân eu, dar cum l-am învățat noi? Sau îmi vine cineva cu profit, dar la mine și tranzacțiile minus. Dar și ce caut în general aici, trebuie să fac lumea. Adică eu o învăț pe dânsul, că e mai bine ca mine, știi. Deci nu trebuie să fim total neutre. Și în tranzacționare la fel. Și atunci când dacă este și am luat, am văzut că am greșit, trebuie să fim întotdeauna pregătiți de două situații. Chiar și înainte, deci și el avem stopul și tectul. Atunci când schimb tranzacțiile în două situații. Una i-ar putea să duc așa cum o prognozăm noi, dar putea să duc și invers. Și 50 la 50. Înseamnă că trebuie să fiu pregătit și pentru o situație și pentru altă. Dacă se duce în direcția mea, după ce trece din eu, ăsta mai adaug. Și închid acolo. S-a dus invers, înseamnă că și fac. Ar putea să mă duc până aici, de aici mediez și take profit la următorul nivel. Dacă străbate și aista, deschid self-ul volum dublu. Și aici închipeam dublu. Am la 0. Cel puțin 2-3 variante trebuie să avem. Sau 2, cel puțin. Și ca cum procedăm? Adică, independent de situație, dacă îți duci în polul, fac așa, așa. Dacă îți duci invers, înseamnă fac altfel, următorii pași. Ei trebuie să fie, asta și este strategie. Trebuie să știm care sunt pașii noștri următori. Indiferent de situație. Lăsați profitul să crească. Vedeți că s-a fiat, opriți să ating pierderile și lăsați profitul să crească. Eu vă rog frumos, omenește. Lăsați cifrele cele albastre să crească, da? Să le faci. Există și metoda adăugării pe profit și medieri pentru a lua profit. Nu e răbdare. Nu numai lacă. Nu e răbdare. Azi și amul. Da. Scopul dumneavoastră este care? În ce ați văzut în domeniul ăsta? Adică? Construiți corect piramida de tranzacționare. Cristina, v-ați întrebat. Și probabil ați mediat de sus, da, sell cu un volum, de exemplu, următorul volum mai mare, mai mare, mai mare, brânzii. Nu. Și atunci am zis da și am zis că mai decât atât nu eram în corpus. Când ne vedem să răspund. De ce îi spune piramida? Volumul, când noi mediem, direcția ca tare e sell, da, deci ne așteptăm de el tot cât mai crește. Volumul trebuie să fie în scădere. Doar așa noi existăm. Noi doar mergem contra tendinței. Și doar în momentul când ești 100% sigur că se întoarce, dar asta nu există. Atunci deschid cu volum mare. Dar noi, 100% niciodată. Bun, am 10 și de aici deschid cu, okay, cu 8, cu 5, cu 4, cu 2, și de aici chiar cu 10. Și dacă eu faci așa? Mă scos? Ce fac? Nu. Metoda adăugării, invers. Merge. Înseamnă că o construim. Asta e piramidă, indiferent de situație. Dacă noi avem sell și el merge în profit, înseamnă că aici pot să în 12, mai crește 14. Eu sunt asigurat, cel de spațiu asigurat crește. Indiferent ce aici, ceea ce e jos, baza, rămâi mai mare, sus mergem în scădere. Construim corect piramida noastră tranzacționare. Folosim metodele de mediere și adăugări, dar le folosim corect. Placătul și inversarea pozițiilor, asta e altceva. Dar aici, în formă de piramidă. E clar la toți? Spațiul de pescut, mă lac în jos, sunt jos. Sunt instrumente care au minime și care nu poți depăși, de acolo poți crește. Volum. Adică când ajunge la minime și la maxim. Nu și în cazul la caz la fel, sunt niște maxime. Dar cine știu că petrolul o să ajung chiar la 7? A plecat atunci. Atunci, da. Și chiar, de ce nu $4? Trebuie să fie 100% niciodată nu este. Să știm din asta. De ce nu avem doar $4 pe baril? Că se întâmplă ceva și mai rău, mai scadă. Tranzacționarea este un maraton pentru toată viața. V-am mai spus azi. Deci dacă alegem să fim traderi, asta este un stil de viață. Asta nu e că am învățat azi și mâine am plecat și gata, am ieșit. Educația financiară, am spus, trebuie să meargă mână-mână cu orice altă educație. Noi îmi folosim banii fiecare zi. Educație, da, sănătatea noastră, să avem, noi avem nevoie de corpul nostru fiecare zi. Educația despre sănătatea, am spus, alimentară, cultura alimentară. Noi fiecare zi trebuie să avem grijă de, da, de ce mâncăm. Fix așa și de banii noștri, dacă vrem. Să îmbunătățim, da? Corpul nostru este în... Cât timpul merge în detrimentul nostru și el scade în potențial și putere și în calitate, înseamnă că noi trebuie să o menținem, da? Și trebuie că sunt multe persoane care la vârstă mai înaintată arată mai bine decât arătau în tinerețe. Sau decât în copilărie. Pentru că îmbunătățește unele lucruri. Ce ține de bani, noi doar vrem să creștem fluxul nostru financiar. Înseamnă că nu facem nimic, nu schimbă nimic. Trebuie îmbunătățit. Cultura noastră financiară, ca fluxul financiar să fie îmbunătățit. Cum? Nu să vină nimeni să spună, uite, hai, da, dă-ți hrănesc, dă să-ți dau. Decât noi. De asta nu e de azi pe mâine. Și dacă și ok, și m-am bucurat, asta, ca să fac $1 milion și să mă pur pe urechi și să stau. Nu, nu există așa ceva. Poți să, dar toți vor să, tot spun că, da, vreau să fiu independent financiar și vreau să fiu de succes. Dacă ajung în în situații nu prea plăcuți, foarte repede caută pe altcineva. Caută guru, caută pe altcineva să-și vină, adică caută să se elibereze, caută sprijin. El e doar în interiorul nostru. Comparați la apariția zvonurilor și vindeți la apariția știrilor. Iată aici foarte mulți se dau de gol cu, sau că nu înțeleg de ce. Noutate pozitivă, dar viața merge invers. Atunci când au apărut și noutăți cifrele pozitive, dar viața merge invers, da? Am avut așa situație foarte mult. Pentru că acești indicatori, știrile, indicatori economici, dar sunt calendar economic, de mult stau acolo. Și sunt alții mai către ca noi, mai mult carte, da? Sunt în domeniul ăsta. Sunt analiști financiari de zeci de ani de zile. Ei știu tot atât, ei deja știu cum să evolueze de câteva săptămâni înainte. Am mai spus, unele știrile că este indicatori economici care se publică lunare, ei au influență câteva zile, o săptămână, două. Luna viitoare e alt cifră care influențează pe următoarele câteva săptămâni. Cele care sunt trimestriale au influență o lună, două, anuale, cele sunt mai mare impact. Schimbă, rata de referință când se modifică, chiar și are impact câteva luni înainte, chiar și pe un an și doi înainte. Deci depinde cum este schimbată. De asta se cunoaște din timp și de obicei se include în mișcarea prețului câteva zile înainte. Piața de-amul gata, un consumat noutatea asta. De-amul crescut destul pentru noutatea asta. Și acolo când apare știrea, au omul, și nu tot nu se invers. De ce așa face? Evitați. Dacă știrile sunt pozitive, să la știri. Comparați apariția zvonurilor. Înseamnă că comparați la apariția zvonurile, astea zburfele, că atunci obiceiile au influență. Dar trebuie să ne învățăm a le înțelege. Că de obicei, dacă un Twitter, un tweet, ceva pe Facebook, am știu, cine s-a trezit, nu știu care, și-a spus ceva sau vând, cumpără, în momentele astea la vârfe, influența este de lată și de obicei influența este puternică. Ceea ce la știri deja e consumat, e inclus în preț anterior. Studiați psihologia trezilor. Continuu. Înțelegeți-vă motivele. Cineva poate îl mănâncă tare în interior, averea acolo sau în vaptă, deși el nu poate vorbi, pentru asta și vine lumea asta. Și poate vom într-adevăr nu vă trebuie să stau emoționat sau altcuiva de rândul, nu vorbesc acum, vorbesc la general. Poate pur și simplu căutați aici să scăpați de rutina asta gri, care este în fiecare zi. Și mai interesant este emoții, azar. Și sunt persoane care scapă de rutină. Nu trebuie din vinovățit, dar vina că e domeniu, că nu merge bine. Nu am luat în serios. Sau vreau că cineva vrea peste noapte să facă un milion, de ce nu? Asta e scopul și sunt persoane care recunosc. Și luat pentru emoții, majoritatea. Deci trebuie nu fac profil ca tare. Noi v-am mai spus, dar deci pentru senzația asta. De starea că eu am prognozat corect. Asta este și pentru cei mai mulți în domeniul acesta. Înțelegeți-vă motive. Există motive raționale și există motive emoționale. Trebuie de reconștiință și nimeni nu poate. Și nu pot să vă dau, nu ar fi corect să vă dau niște exemple, pentru că asta înseamnă că am construit ceva. Asta înseamnă că noi ne-am menționat acolo, voi pe creier, că așa trebuie să pensăm, așa trebuie să pensăm, așa e corect sau nu e corect. Străduiți-vă să conștientizați care sunt motivele voastre, clasic. Care sunt motivele voastre. Și atunci o să fie mult mai ușor, cum am spus, da? Să ținem traiectoria, o să fie mult mai ușor să ne atingem scopul atunci când noi nu știm exact care sunt ele. Scopul meu să mă ajung? Ok. Mă rog, înseamnă. Dar nu trebuie să am pretenții pe urmă. De ce nu ești rezultat de la cel la care obțin scopul de a face bani. Deci că el să facă bani, dacă este scopul. Ca să ne dăm seama, deci haide, să nu am mai făcut chestia asta, să avem un test. O să vă dau niște foi, da? Niște chestii aici. O să vedem că sunt multe. Noi să ne numerăm niște întrebări. Dacă n-are cineva de ce să scrieți, o să vedeți în spate și avem o muncă individuală, de fapt, pe urmă, pentru că noi suntem și o să analizăm. Gata? Este un test făcut în colaborare cu psihologii. Un test psihologic, dar nu vă gândesc că voi să rezultatele vor fi confidențiale. Și este pentru autorul vostru. Nu avem mare plăcere să-mi spun că încă e noaptea, dar avem plăcere de rezultate pozitive ale părinților. Și dacă asta o să ajute, atunci o să fie foarte bine. Am spus că trebuie conștientizat unde suntem. Bun. O să conștientizăm doar tipul de trader. Dar aici poate și cu voi să vă gândească, că mai mult tipul de trader. Sunt trader care funcționează pe termen scurt. Și atât despre ce tip de trader și care e caracterul lui, asta o să aflați deja ulterior. Noi depindem de rezultatele acestea, o să avem un rezultat. Și o să fiți contactat de managerul vostru sau contactat de voi. Și o să aveți următoarea dată cu menița întrevedere, o să stabiliți o vedere și o să discutați despre rezultatul care este acolo. Asta e, mă reprezintă pe mine. O să vă gândiți dacă într-adevăr așa este. Și să găsim împreună soluțiile potrivite și strategie potrivită care este pentru că un anumit tip de trader, atunci așa strategie se potrivește mai mult. Să-l ajut ca fiecare în parte să-și găsească strategia lui mult mai ușor. Nu încercăm să căutăm, să copiem pe al Mihai, când el îmi spune eu altfel, gândesc. Ați fi sincer. Da, trebuie să fiți sinceri. Pentru că nimeni nu o să copie. Trebuie să, haideți, o să mergem repede, că sunt 14 întrebări și ca să nu ne reținem mult, eu am să citesc condiția, voi nu aveți întrebările. Și voi vă gândiți, da, atent, la trebuie să mă ascultați ceea ce scriu, ceea ce spun și atunci o să fie ușor să mergem mai departe. Sunteți programați să jucați cu un vechi prieten într-un joc de șah, pe care amândoi sunteți disperați să câștigați. Cum abordați voi tactic acest joc? Am prima variantă. Voi notați, puneți-vă un punctișor acolo unde sunteți, de parcă e varianta mea, ca să nu mai citim iarăși. Și pe urmă o să bifați cu cea care într-adevăr este a voastră. Sunt 5. Am citit despre cărți despre disciplină de ani de zile și mă voi baza pe experiența și abilitățile mele pentru a câștiga. B. Îi voi da un telefon prietenului meu cu o zi înainte. Să jucăm de antrenament și îi voi evalua starea sau nivelul lui. Apoi îmi voi baza strategia pe asta. Văd cum eu joc și văd cum strategia mea. Voi trimite un e-mail în masă adversarilor de șah ai prietenului meu, întrebându-i despre tipul de tactici pe care le-a folosit, bazându-mi strategie pe rezultate. Ca să întreb pe alții, dar cum fac și cum joacă, ca să pot să-mi fac strategie, ca să câștig. O să văd doar cum joacă prietenul meu și apoi îmi voi adapta strategie pentru a se potrivi și o învinge pe a lui. Adică instant atunci pe loc. Și eu, ultima variantă, voi juca așa cum știu și chiar dacă pierd, voi învăța ceva și voi fi un jucător mai bun pentru asta. Ați notat? Da. Bun, poate. Dacă am rămâne de cifră, e mai ușor, dar vreți să mă variam. Dacă apar două, dar mai încep să învățăți combinații. Două, trei, zâmbă. Mergem la următoarea? Da. Te decizi să cumperi un televizor nou. Care dintre următoarele variante vă descrie cel mai bine procesul de alegere? Sunt o persoană ocupată, așa că mă duc pe Google și caut televizoare cu ecran plat. După o căutare de 5 minute, îmi voi selecta TV-ul. 1. B. Voi cerceta care televizoare au cea mai lungă durată de funcționare și care au cea mai bună valoare de revânzare. Acest lucru îmi influențează în mare măsură decizia. C. Voi citi toate recenziile pe care le pot găsi pentru a fi sigur că primesc cea mai înaltă calitate a televizorului pe care mi-o pot permite. D. Voi selecta câteva televizoare care mi-ar plăcea și apoi aștept până la un sezon de reduceri, Black Friday, pentru a vedea care dintre ele are cea mai mare reducere. Și eu voi găsi ce vreau și apoi aștept peste câteva săptămâni să văd dacă vreunul dintre ele iese la vânzare mai ieftin. te duci să urmărești un meci de box amator cu un prieten, în care doi boxeri de care noi am auzit când acum sunt pregătiți să lupte. Prietenul tău te întreabă care crezi că va câștiga. Cum e decizia ta? Adică aș pune un pariu. Cum decidem noi? Dacă noi cunoaștem. A. Pun miza pe acel boxer care pare cel mai sigur pe el. Când acesta intră în ring, l-am văzut din start. B. Am o aplicație pe telefonul meu care îmi permite să introduc statisticile la doi luptători adversi și să obțin o predicție a rezultatului. Voi folosi asta pentru a alege un câștigător. Ați folosit aplicația. C. Rapid caut online statisticile fiecărui luptător, inclusiv raportul câștig-înfrângere, și aceasta va forma decizia mea. Deci fac o analiză, caut cifre pe internet. D. Găsesc paginile de Instagram ale fiecărui luptător și văd dacă au trecut recent prin ceva care le-ar putea afecta performanța, cum ar fi o problemă personală sau o rănire. Au problema. Și merg cu acel luptător pe care au apăreat cele mai multe persoane. Gata? Lupta 3. Vedem? E ok să ne mai departe? Da. Vreau să veniți la 7 de puncte. Asta e trend. Concentrați-vă, vă rog, la întrebările astea, pentru că asta nu trebuie să înțelegem caracterul nostru personal. Iarăși, am vorbit că nu copiem pe nimeni. E caracterul nostru personal vorba, așa că fiți sinceri singur cu voi. Sunt întrebări care, practic, două sunt aceleași. E o dilemă în care s-o alegi. Asta e cea mai importantă. De față de 6-6. Două nu se poate, poate nu una, da? Da. Îți faci o marcă. Îți faci și care dintre aceste variante descrie cel mai bine stilul tău de lucru? Grăbit, rapid și întotdeauna ocupat. B. Îmi place să îmi pun încredere în abilitățile mele tehnice. Computerul nu greșește niciodată. C. Îmi folosesc gadget-urile, asta s-ar vedea. C. Îmi folosesc cunoștințele pentru a livra rezultate, pentru a aduce rezultate. D. Rămân mereu la curent cu ce factori externe ar putea afecta munca mea și cum pot eu profita de ei. Și deci analizez ce ar putea să mă apuce. Și iau decizii corecte la momentul potrivit pentru a avea succes. Care îi spune că este cel mai util lucru pe care ți-l permite smartphone-ul? A. A făcut totul în viață, de la cumpărarea de haine până la găsirea prietenilor, mult mai rapid și imediat deodată. B. Mă ajută să organizez și să analizez cu ușurință diferite părți ale vieții mele, cum ar fi regimul meu de mișcare, sport și alimentație. C. Îmi dă acces la aproape infinite instrumente de învățare și site-uri web în orice moment. D. Primesc actualizări regulate de știri, astfel încât să fiu mereu la curent cu ceea ce se întâmplă în lume și care va fi impactul acesta. E. Îmi permite să urmăresc cu ușurință orice situație și evoluția ei pe perioadă lungă de timp. Asta nu este un punct. Îmi dă voie să sun și să mă spun. Asta în care rândul? Cred că A sau E. Ce fel de recompense personale vă bucură cel mai mult? Victoriile mici, regulate, mă țin fericit și implicat în orice fapt. B. Ador să folosesc tehnologiile moderne pentru a realiza ceva ce un om sigur nu ar putea să facă niciodată. C. Îmi place să studiez ceva nou pentru o perioadă prelungită și să stăpânesc lucrurile învățate. D. Succesul obținut atunci când am folosit cunoștințele mele despre evenimentele actuale. Ca să mă faci fericit. Succesul care l-am obținut atunci când am folosit cunoștințele mele despre evenimentele actuale, demonstrând înțelegerea mea despre lumea contemporană. Și îmi place să ajung să văd rezultatul rapid în câteva zile sau săptămâni. Ce ne face pe noi mai bucuroși? În lucru. E vorba despre reușite. Mergem? Da. 7. Dacă aveți o cutie de roșii. Eu am scris yoga de roșii pentru ca să fie clar sunt mai multe și să nu spun, nu mă înțeleg, cu înghețata preferată în congelator. Cât timp veți putea rezista înainte de a vă servi din ea? A. 10 minute cel mult. B. Voi doza înghețata pe baza cercetărilor mele privind cantitatea sănătoasă de înghețată pe care o mănâncă o persoană de talie și greutatea mea în fiecare săptămână. D. C. Depinde cât de mare este călăușa. D. Voi aștepta până am o zi proastă, apoi o voi mânca. Ca să ne edite. Și E. Astăzi, dar îmi termin doar o călăușă pe zi. Da. Da, azi. Și mai una. Voi doza înghețata fiecare săptămână. Voi dozați în stat? Dar dacă nu aveam nici o adică nu mă tentează dacă o am. Gândiți-vă dar la ce vă tentează. Nu mă poți de fapt. Dar îți faci, dar chiar nu mă reprezintă. Ciocolată vă plac? Da. Nu plac. Dacă mă dai acum, poți mă lăs... Dacă aveți o copie cu ciocolată. Dar poți să mă dai odată la jumătate de an. Veniți la ceva mai mult. Fără ceea ce nu vă puteți abține. Asta ar fi. Am o călărușă cu domnul. Dacă mi-ești vorba de salată, o să am lucrat. Mi-e subtiță salată. Asta e tot. Întrebarea 8. Te-ai dus să te uiți la echipa ta preferată de fotbal, cu Mihai, dar le-ai în pierdere cu 2 goluri. Echipa lui preferată de fotbal. Echipa e în pierdere cu 2 goluri, cu 20 de minute rămase de joc. Care este reacția ta? Îmi iau 20 de minute, dați cu 2 goluri, în pierdere. Faci un pariu cu prietenul tău, cu Mihai, că dacă echipa ta pierde, îi dai $5. Dar dacă schimbă lucrurile și îți câștigă, el îți va da 20. Bine, nu te deranjează, tocmai ai folosit telefonul pentru a-ți da seama totalul de puncte până acum în acest sezon și încă se descurcă cu mine. Gata, perfect, nu ne distragi. C. Îmi notez ce jucători nu au reușit să performeze bine sub presiune, astfel încât să pot fi sigur că nu mă așteptă la rezultate bune atunci când echipa va avea în componență pe teren. D. Realizez că echipa a jucat prost toată ziua și accept că probabil că nu vor câștiga. Și E. Dacă în 10 minute nu e gălează, voi pleca. Asta e bun. E într-un fel nu este indiferent, adică dacă pierde sau câștigă. Da, bine aici. Bine, că nu mai deranjează pentru că știu că e tot ok și așa la dânsul. Adică eu oricum sunt în avantaj pentru că în sezon au mulți puncte anterior la alte meciuri. Dar de ei realizez că o știa prost, dar oricum a sperat de ei, alte, nu m-am gândit interesat ce-ați fac mai departe. 9. Mergi pe jos, asta tot interesant. Mergi pe jos spre autobuz. Mai puțină e, așa, experiență, dar ne imaginam. Pentru care deja aveam cumpărat bilet și au costat $1,50. Pe măsură ce traversați un câmp, scăpați accidental o bancnotă de $1, pe care acum nu o puteți găsi în iarba care e prea înaltă. Tot pierde $1. Autobuzul sosește curând și dacă îl pierdeți, veți pierde banii pe bilet. Ce ai face în această situație? Păi nu am banii pe bilet. Pierzi autobuzul. Oh, în sine. Da, depinde. Gândul de a pierde $1, apropo, întrebați vedeți oameni și răspuns foarte diferit. Prima variantă, gândul de a pierde $1 te tulbură prea mult, așa că îl cauți până îl poți găsi. Ți-ai făcut că nu am ceață. Pierderea. Găsi $1. Decizi că vei acorda exact 30 de secunde pentru a căuta $1, după care trebuie să continui să mergi rapid la stația de autobuz și obțin da o șansă. C. Încep să cauți $1, dar rămâi conștient îngrijorat că s-ar putea să pierzi autobuzul. D. Decizia ta se bazează pe planurile tale din acea zi. Dacă intenționai să utilizezi acel $1, îl vei căuta. Dacă nu, vei merge imediat spre stația de autobuz. Și E. Decizi că valoarea $1 nu poate acoperi ratarea autobuzului. Da? Mai trebuie răspunsul, Alexandra? Răspunsul le se citesc. 10. Care dintre acestea descrie cel mai bine modul în care consumați știri? A. Îmi place să fiu la curent cu noutățile. B. Am canalele telefonul meu care filtrează noutățile ca eu să primesc doar știri care sunt relevante pentru mine sau cele mai globale noutăți. E din start mai bine să retrag telefon. C. Îmi place să citesc detalii despre câteva știri săptămânale care mă interesează. D. Urmăresc toate evenimentele majore, dar mai ales articolele ulterioare care analizează impactul mai larg al acestor evenimente. Adică, varianta C sunt acele noutăți care mă interesează și îmi despre câte detalii trebuie să știu la D. Păi din contră, urmez doar cele majore și mai spune lumea cum analizează cum comunicează evenimente, cum ar fi impactul. Cei care știu cum să facă. E. Sunt la curent cu noutățile, dar principalul meu accent este asupra problemelor care mă vor afecta, fie imediat, fie în viitor. Ele sunt amestecate, nu înseamnă că dacă majoritatea variantelor e un tip de trailer. Să știți că nu e ca la altă chestie. În credență de răspuns se duce la altul. Dacă majoritatea răspunsurilor până acum vă caracterizați, asta nu înseamnă că aici știu. Nu am zis de ieri, am zis că e complicat, am zis la ei. Deci nu e răspunsul meu. De acord. Da. Vedem în femei și bărbați care sunt veniți, hai să stai acum și să stai și numai noi cu băieții să facem trei. Da. Eu nu am încercat asta. Da, noi să facem un alt, nu, asta toate le rămân, le rămân. Tot felul de bătrâie. Scrivi la bărbaților, să nu corect. Dar eu să fac cu bărbaților trei, despre problema. Da, eu știu nici la biserică, se pare. De asta încă este un proiect. Discută. Da? E o idee. 11. Care este tipul tău preferat de film? Acțiune, non-stop. Filme în care se folosește un fel de tehnologie pentru a salva lumea. Ceva. Salvează lumea. Filmele care necesită puține cunoștințe despre subiectul principal pentru a le aprecia pe deplin. Adică ușoară. D. Filme bazate pe evenimente de lume reală. Și E. Arzătoare, lente care vă cer să vă concentrați pe adevărat. Eu aici am înțeles și sunt filmele astea care arată prezent și primă arată între cu intercalat. Da, 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 este care nu, într-o parte, da, să fac lucruri și cineva și aducea minte. Dacă ai pierdut o bucățică, nu mai înțelegi ce a fost acolo. Gata? Da. Toate vă plac. Dacă seriale, spaniole, nu știu. Nu, ore, suerte. 12. Doar două răspunsuri. O monedă este aruncată în aer. Ce alegi? Cap sau pașă? Mai sunt breadele? Da, mă, monede pătrat. Cap asta e eu? Da, eu o ferești. Cap asta e cifra, dar partea și ăla întâi pajură. Care e cap? Care e pajură? Areolă e pajură. Capul e pasă, îmi zici de numărul ăla. Capul e numărul. Acolo unii cifra și acolo unii cifra. Acolo unii cifra e cap, da? Da. Unica ce-am putut să găsesc asta e Florin Salam. Are poate să spun eu. Partea magnetic care e cu emblemul ceva, cu multul, depinde, cu ceea ce e pagura. Dar cap asta e numărul. Care o lege? Da, are o să-i faci. e foarte cere. Am luat decizia într-o fracțiune de secundă, cam tot așa. Din punct de vedere statistic, este mai probabil să aterzezi, dar nu ne cea parte în sus, chiar nu le eu. O alegere 50 la 50, deci nu contează. De, a aterzat pe acea parte, nu știu, de câteva ori de când am aruncat o monedă, cam tot timpul asta era la mine. Și ea nu contează cu adevărat, dar vă luam în considerare care ar fi rezultatul pentru data viitoare. Fac analiză și aici. Eu mai făcea analiză. Eu juca jocuri din rog, dar nu juca pentru adrenalin, dar juca pentru profit, la rezultat. Și a zice, probabilitatea că eu o să arunc din atâtea ori cifra asta este de atâta. Și la un dat de atâtea ori și întotdeauna pe și portabilitatea. Și așa e întotdeauna de acolo. Eu zice, acolo. Și te-l-a calculat. Și te-l-a calculat. 14. În final, cât timp doriți să dedicați tranzacționării? Valutare sau aplicație? Majoritatea timpului meu. În sfârșit, o întrebare normală. Majoritatea timpului meu. B. Nu vor trece mai mult de 5 minute, vor să verific graficul. C. Îmi voi folosi abilitățile tehnice pentru a crea un algoritm automat care mă va ajuta să ating succesul. Așa că aici îmi voi canaliza cea mai mare parte a timpului. Voi verifica cel puțin o dată pe zi, dar voi dedica mult timp pentru a afla despre strategii tranzacționale. Asta e despre persoana care vă povesteam. Din seama asta m-am văzut despre Mihai din stat. Deci, tu ești tehnician, știi toate formulele din spate. Și a zis că nu, domnul, eu nu vreau să spun vreau să schimb cont, că da, ei, da. Deci, o tranzacțiune, el știe toate formulele din spate, da. Stocastic, în multe am adus. Voi verifica, voi verifica în mod regulat, dar nu va trece niciodată mai mult de o oră, fără să verific știrile pentru a vedea dacă s-a întâmplat ceva care ar putea avea un impact asupra valutelor cu care tranzacționez. Cam tot s-a spus. Și eu voi verifica la fiecare oră sau cam așa ceva. Și dacă nu nici cum aici. Mai aproape de ce te regăsești. Da, suntem individuali. E ultima întrebare. Da?